ne-am întors, prieteni. Am început emisiunea noastră, faimoasa noastră emisiune. Te salut, Adi. Salutare. Și ție și băieților care ne ascultă. O să începem, bineînțeles, cu tradiționala întrebare. Dacă ne aude cineva, îi rugăm frumos pe toți cei care ne ascultă să ne spună în cazul în care se aude. Mă uit un picuț acum pe chat. Suntem, bineînțeles, pe Facebook, transmitem pe Facebook. Încercăm să facem ceva și aici, să vedem dacă reușim cumva pe Facebook să prindem public. Da? Poate reușim să atragem mai mulți oameni, să ne asculte mai mulți oameni. În orice caz, emisiunea o să fie descărcată și ulterior încărcată și pe YouTube, nu o să fie nicio problemă. Și așa cum am spus și în videoclipul precedent, nu o să fie în exclusivitate de acum înainte emisiunea noastră pe Facebook. O să încercăm să schimbăm când pe Facebook, când pe YouTube, când, cum putem, nu Adi? Până în moment... Varianta cea mai optimă care, că lumea s-a obișnuit cu noi pe YouTube, dar vizualizări mai multe, probabil că am avea mai multe pe Facebook. Păi optim ar fi să fim și pe Facebook și pe YouTube, însă le-am explicat ascultătorilor noștri că din păcate nu se poate așa ceva. Încă nu avem lungimea de bandă necesară ca să putem să dăm două streamuri. Dacă am avea, ar fi ideal, ar fi perfect, vă dați seama, dar nu avem. Și atunci, dacă o să încercăm vreodată să rulăm două streamuri și pe YouTube și pe Facebook, s-ar putea să ne trezim că nu merge niciunul. Așa că, momentan, trebuie să vedem, să alegem între cele două. Însă, eu zic că o să găsim o soluție la un moment dat și până atunci vedem cum merge, tot schimbăm între ele ca să le facem pe plac oamenilor, să îi ajutăm să ajungă la emisiunile noastre cât mai ușor. Bun, astăzi avem despre ce discuta, Adi. Steaua, Argeșul, Mihăilești, 8-1, practic 60% rezolvată calificarea în promovarea în Liga a 3-a, ce zici? Eu aștept și meciul celălalt, că după 2 ani de nereușite, aștept și meciul celălalt, dar nivelul l-am văzut, nivelul cam ăsta e. Chiar dacă prima repriză, hai să nu zicem prima repriză, să spunem prima jumătate de oră a fost un pic ezitantă, aș da vina un pic și pe căldură. Aia nu e o oră la care se poate juca fotbal. Deci nu așa. Da, deci se putea juca, eu cred că se putea juca chiar și mai târziu, pentru că televiziunile aveau de unde să scoată banii și ne-ar fi avantajat să jucăm în nocturnă, cred eu. Pentru suporteri poate a fost mai bine, că Peluza Sud a putut vedea meciul. Vrei să zic eu... Cred că ar fi fost mai bine să jucăm seara. Vrei să zic eu ceva, ce cred eu? Eu cred că meciul a fost dat de la ora aceea tocmai pentru că așa au cerut televiziunile. Probabil. Da. Eu cred că aveau oamenii pregătiți deja program pentru seară și au zis, hai să vedem cu ce umplem programul până la emisiunile de seară. Și atunci hai să băgăm un meci. Noi nu știm cât a plătit DigiSport ca să poată să dea meciurile stelei. Din nou ne întâlnim cu această mare problemă. Mare problemă care este foarte, foarte mare, dar pe care suporterii stelici nu o sesizează, pentru că suporterul stelici se bucură că poate vedea meciul stelei. Și e normal să fie așa, dar toți ne-am bucurat că am putut să vedem meciul stelei, dar există problema asta, o problemă foarte, foarte, foarte mare. Steaua nu primește bani. Imaginea stelei este folosită, da? Produce bani pentru DigiSport, pentru FRF, pentru cine participă la aceste dealuri, dar Steaua nu vede nimic. Și nu este bine. Ok, să zicem că pentru un meci, pentru două meciuri nu te superi. Dar deja de foarte mult timp se întâmplă chestia asta. Și la Liga 3 cum vom sta cu chestia asta? Asta era treaba. Mă bucur că ai adus în discuție acest subiect, pentru că asta era și următoarea mea întrebare. Una la care nu aștept răspuns. Pentru că nu putem noi să dăm răspuns. Dar ce o să se întâmple la Liga a 3-a? Din ce știu eu, în acest moment, FRF le-a dat voie cluburilor să facă ce vor ele cu drepturile TV la Liga a 3-a. Adică fiecare club
poate să își transmită meciurile fără să dea bani și așa mai departe. Însă cu siguranță nu vor fi lucrurile așa în momentul în care Steaua va face. Aminte ce a făcut AMFB-ul, că nici AMFB-ul n-avea voie să ia bani. Nici? Da? Acum că Liga 3 are pe cineva care are un nume mare, s-ar putea să nu mai fie drepturile așa de, așa de gratis. Vezi, asta este, aici este buba. Și Adi, înainte să mergem mai departe, dăm voie, te rog frumos, să-i salut pe oamenii noștri care au intrat aici alături de noi pe Facebook. Îl văd pe Bogdan Constantin, îl văd pe Philip Lord, Mihai Ghircoiașu, Cipri Mărcoșanu, Bogdan Constantin, Claudiu Sabău, Florin Pop, Adrian Condescu, alt Adrian, Cătălin Nedelcu, Maria Ingrid și mulți alții, însă e mai greu pentru mine cu Facebook-ul, recunosc. Sunt obișnuit cu interfața de la YouTube, acolo pot să-i văd mai rapid pe utilizatorii care postează. Îl văd și pe Raul Râs, îl salut și pe el. Dar înainte să începem discuția, ca de obicei, le spunem un salut tuturor seriștilor care au intrat cu noi în această seară aici și tuturor celor care vor intra de acum înainte. Îl văd și pe Gabi Gârbaci, Forța Steaua ne spune și noi răspundem la fel, Forța Steaua. Da, ai început să vorbești despre meciul cu Argeșul Mihăilești. Ai zis că era pus la oră nepotrivită, totuși mie nu mi s-a părut că era chiar atât de urâtă vremea pentru fotbal. Urâtă în sensul că era foarte cald și foarte umed și nu se putea alerga. Mie mi se părea totuși că e ok. Adică se putea să fie și mai rău, având în vedere că vorbim totuși despre mijlocul verii, nu? Ora eu consider că a fost nepotrivită, însă am avut parte de un teren bun. Așa este. Și echipa totuși a apărut destul de bine pregătită, având în vedere condițiile care au fost până acum. Adică chiar nu s-a mișcat rău. Eu n-am fost mulțumit de prestația din prima repriză, îți spun sincer. Prima jumătate de oră, dar gândește-te că n-aveau meciuri în picioare. Aia da. Antrenamentele s-au făcut cum s-au făcut. Dacă n-aveai distanțare socială la fotbal, e greu să faci. N-ai să faci antrenamente între ei. Asta e o prostie, deci nu există așa ceva. Deci, pe lângă faptul că nu au putut să facă antrenamente, când au avut ocazia să le facă, nu prea au putut să le facă împreună. Da? Că ți-aduce aminte și poveștile cu Rapidul. Da? Da, da. Deci, era, chiar dacă e nivelul slab, nici nu poți să te duci după 10 zile și hai să jucăm fotbal din nou. E adevărat că n-am avut parte de un mare adversar, dar nici condițiile nu te avantajau. Adică dacă am fi avut un adversar un pic mai puternic, s-ar putea să fi avut probleme. Bine că n-a fost cazul. Da? În mod normal, după scorul ăsta, da? Și având în vedere că e și o infuzie de încredere, și avantajează foarte mult faptul că au jucat, pentru că una e antrenamentul, una e meci oficial, n-ar trebui să avem probleme nici în următorul meci. Însă, avertizez încă o dată, avem nevoie de jucători. Nu mai trebuie un jucător. Dacă am putea schimba încă 10 jucători, să aducem alții cu meciuri mai puține la Liga 1 sau străini, nu contează. Lotul ăsta trebuie îmbunătățit. Deci foarte la Liga 3 trebuie să defilezi. Da. Și nu vor mai fi aceleași condiții. Nu uita că vom merge și vom apărea ca Steaua, da? Și băieții ăia cu care vom juca vor da cam tot ce pot, indiferent că vor fi stimulați sau nu. Și avem nevoie de o echipă, spun eu, bună. Ne trebuie o echipă de experiența diviziei B. Da? Adică poate ai putea promova și cu echipa care o ai acum, dar nu știu dacă ai promova la pas. Da? Să nu uităm că n-am avut adversari la Liga 4. Da? Deci noi n-am avut adversari. Ne trebuie o echipă bună. Ne trebuie un lot competitiv. Da? Deci nu ne permitem să fim ca celelalte echipe din Liga 3. Părerea mea că Steaua ar trebui să aibă echipă pentru Liga 2. Deci dacă vreo echipă care să bată la promovare și să promoveze din CMB, îți trebuie o echipă care să fie cel puțin de nivelul diviziei B. Asta e părerea mea. Și tu știi că eu am mai spus lucrurile astea. Înainte să mergem mai departe, vreau să fac o mică paranteză și să fiu un pic cârcotaș. Să spun că pentru noi corona a fost un semn bun. A fost de bun augur. Ne-a ajutat. Pentru că este clar că dacă noi jucam în play-off-ul AMFB-ului, pățeam ce am pățit anul trecut. Dar nu se pune problema, avem echipă bună, dar este clar că exista o mișcare la nivelul AMFB-ului împotriva promovării Stelei.
și la cât de disperați au fost rapidiștii să jucăm acel play-off, sunt absolut sigur că ar fi făcut ceva, orice, ca să ne încurce. Am mai avut noroc cu ceva, Hadi. Am avut noroc cu barajul ăsta, că au fost două echipe cu care am jucat. Că dacă era una singură, s-ar fi dus și o banu și dădea de mult bani. Și asta este, și da. Corect, da? Corect și da? Asta. Da. Deci el n-a știut până ce, cu o lună înainte, cu cine vom juca noi. Da, să știi că... Altfel s-ar fi dus. Să știi că am primit mesaje astăzi. Stai că ție nu ți-am spus chestia asta. Am uitat să ți-o spun înainte de emisiune. Am primit mesaje astăzi că trebuie să avem grijă de ce se întâmplă la Ciulnița. Ni s-a spus să avem grijă de ce se întâmplă la Ciulnița. N-au echipă, dar să vedem ce o să se întâmple. Oamenii au zis numai să avem grijă. În orice caz, dacă tot am început să discutăm despre Rapid, trebuie să spunem că este doliu astăzi printre galeria din cer, da? Pentru că tocmai s-a terminat play-off-ul ligii secunde, da? Rezultatele au venit din nou cum nu se puteau mai bine pentru Steaua. Atenție, o să le citesc acum. Mioveni a luat bătaie de la Petrolul 1-2, da? Argeș a făcut egal 1-1 cu UTA și galeria din cer doar 1-1 cu echipa lui Liviu Dragnea, adică echipa lui Liviu Dragnea 1, Dragnea 1 cu echipa lui Liviu Dragnea 2 au terminat la egalitate. Iar la acest scor, atât echipa Dragnea 1, cât și echipa Dragnea 2 pierd podiumul. Da? Eu așteaptă o soartă cruntă de la anul. Pentru ambele, că ambele au pierdut podiumul. Mă uit acum pe clasament și sunt foarte fericit. Văd așa, UTA pe primul loc, Mioveni pe 2, FC Argeș pe 3, Turis pe 4, Rapid pe 5, Petrolul pe 6, foarte frumos, doliu în Giulești, galeria dintre nori plânge probabil acum în hohote, asta este. După 2 ani în care au furat tot, după 2 ani în care au furat tot ce puteau fura, da, n-au, băi, nu știu, cred că n-a scăpat niciun buzunar, da, nebuzunărit, dar acum li s-a înfundat în sfârșit. De ce, Adi? De ce? Cumva pentru că le-a intrat talismanul norocos la răcoare? Nu cred că e vorba doar de talisman. Tu să nu uiți o chestie, că aici nu se bat doar ei. Mai sunt și alții care bagă bani. Da? Vezi că și Petrolul are un sponsor puternic, iar ei vreau să promoveze de anul trecut. La UTA e băgată primăria. Adică, știi cum e? Sprijinul ăsta politic. Bă, poate să te ajute cu un arbitraj, cu două. Mai câștigi un meci cu forceful. Dar nu poate să joace politicul în locul tău. După. Și știi tu că mai e o chestie. Când își bagă politicul cu coada să facă alte lucruri decât alea politice, să alege praful. Că ea nu-s manager în ceea ce privește fotbal. Sunt niște diletanți. Politicul n-a putut să facă la noi treabă în politic. Nu știu cum ar face în fotbal. Înțelegi tu? Deci când se bagă unul care n-are nicio treabă cu fotbalul, să fie el manager și să tragă-ți fur. Îți închipui că îți câștigă un meci, două, pe nașpa. Dar trebuie să mai ai și echipă la un moment dat. Că nu poți să câștigi 10 meciuri pe blat. Asta numai în comunist să putea. Înțelegi? Iar ei n-au echipă. Și au adus câțiva jucători. Și l-au mazilit pe ăsta, pe Manea, sau i-au luat puterea de acolo, că s-ar fi putut să aducă jucători la ei. Dar acolo sunt alte interese. Au vrut să, și să fure, și să promoveze. Și nu prea merge. Știi cum e? Nici cu aia rai și cu sufletul, știi tu vorba aia. Corect. Asta, că nu corect. Pe toată. Da? Și nu uita o chestie. Sunt prea multe care sunt ajutate politic. Și la un moment dat încep să-și dea foții în cap. Știi cum e? Când stai cu porcii la un moment dat, să te murdărești de foci. Vreau să citesc două comentarii puse de Liviu Udrescu, primul. Mâine se face comitet executiv, ne spune Liviu, la FRF. Se decide reluarea play-off-ului deoarece Crapid e ultima. Nu e ultima, e penultima, dar sunt de acord cu tine, Liviu. Sunt absolut sigur că mâine băieții fac ei ceva acolo. Găsesc ei ceva, nu știu, poate că CS Mioveni a folosit un jucător care, nu știu, la fel ca la FC FCSB, n-avea drept de joc, știi?
Găsesc ei ceva. Dar ei oricum nu trebuiau să participe. Play-off-ul ăsta nici trebuia să mai joace. Trebuia UTA declarată. Ei oricum nu au avut nicio șansă tot sezonul. Ei au fost doar acolo aproape la 3-4 puncte mereu. Sau în spate la 7-8. Deci nu au avut vreo șansă reală de a promova. Da? În Liga. Și al doilea comentariu adăugat de Lece. Măcar au promovat două echipe de tradiție. Noi plângem pe băieții de sub pod. Se vor agăța ei de alții scroci și vor renaște din propriul gunoi. E povestea lor eternă. Adevăr mai mare nu cred că s-a spus pe vreun live de al nostru până acum. Da. Ei tot timpul s-au plâns. Partidul Comunist era al muncitorilor. Ei au fost echipa muncitorească. Au fost înființați de comuniști. Că Ministerul de Interne și Ministerul Apărării Naționale erau mai puternici, asta da. Dar măgării ei tot timpul au făcut. Da? Ei au fost ținuți acolo pentru că erau echipă muncitorească, nu pentru că ar fi meritat să stea în Liga 1. Da? Și cam știm cum e istoria lor, da? Cam cunoaște toată lumea cum e istoria lor. Că știi cum e, are Steaua și are și Dinamo poate titluri contestate. Dar ei au trei titluri și alea amândouă sunt mânjite rău. Știi? Ții minte că îți spuneam că mie ăștia mi-au devenit mai nesuferiți și decât pe CSB-ul sau Dinamo pentru măgăriile care le-au făcut cu noi. Deci pentru ăștia s-a modificat tot regulamentul de la FRF doar ca să promoveze. Deci ar fi putut să intre oricine să joace, să pure cu arbitrii, numai să promoveze atunci de la Liga 4 la Liga 3. Acum nu au mai putut atât să vă ajute, că nu puteau să ducă și să-i prostească pe toți cu bani ca să promovați voi. Și așa s-a făcut o măgărie, că play-off-ul ăla putea să joace și în 3, nu trebuia să joace în 6, ca să prinde echipa coloraților play-off-ul, da? Deci oricum e o mizerie enorm de mare ce au făcut acum. Dar nu contează, că Dumnezeu câteodată, chiar dacă zic eu că nu-și bagă coada în mizeria asta numită fotbal, bă, câteodată, cred că își mai trimite îngerașii să mai spună, bă, băieți, dar cred că ajunge, mă. Am înțeles, nu puteți. De data asta chiar nu puteți, mai stați și voi una, mai încercați. Dar știi cum e, fiind conduși de hoți, ca hoții vor juca. Și până acum eu sunt foarte fericit. Ți-am spus pronosticul meu atunci, nu știu dacă ți-l mai aduce aminte. Nu-l mai aduce. Ăștia vor mai sta un an în Liga 2, iar noi ne vom întâlni cu ei în Liga 2. Și de-abia aștept meciurile alea. Nu știu ce voi face în zilele alea, dar îți garantez că dacă noi vom juca cu ăștia în Liga a doua, eu voi fi pe stadion. Adi, important este ca noi să promovăm. Deci oamenii trebuie să înțeleagă. A existat foarte multă bucurie după meciul de ieri. Normal să fie de altfel, dar, prieteni, ne bucurăm că promovăm în Liga a treia, dar nu trebuie să ne oprim aici. Asta trebuie să fie pentru noi lege. Să fie pentru noi lege. Nu putem să ne oprim aici. Pentru noi trebuie să urmeze și o promovare în Liga a doua și apoi o promovare în Liga a întâi. Nu ne mai permitem să pierdem timp aiurea în ligile inferioare. Steaua nu este făcută pentru ligile inferioare. Aici eu le dau dreptate oilor. Dacă oile tot spun de ce nu e în Liga a întâi. Corect. Steaua trebuie să fie în Liga a întâi. Deci e un prim pas foarte bun această promovare. Trebuie să urmeze alți pași și trebuie neapărat să facem o echipă serioasă și o echipă puternică. O echipă de Liga 1 vreau să avem la anul. Și Oprița, lumea știe, noi l-am criticat, dar l-am și lăudat când a făcut lucruri bune. Mi-a plăcut foarte mult acel transfer făcut de Oprița înainte de începerea acestui mini-turneu. E vorba de transferul atacantului Bogdan Chipirliu. Ăla chiar nu e un jucător rău. Îl consider un jucător foarte bun. Foarte bun. Pentru Liga 3 chiar este arhi-suficient. Eu l-am urmărit pe Chipirliu când juca în Liga Secundă. Am fost de părere întotdeauna că este un jucător de Liga 1, dar că la Astra el nu a fost folosit așa cum ar fi trebuit să fie folosit. Dacă la noi o să fie folosit Bogdan Chipirliu, pe care eu l-am văzut în Liga a doua, sunt absolut sigur că el poate să fie omul care să ne tragă pe noi până în prima ligă și să ne asigure aceste promovări consecutive. Însă, am văzut ieri, echipa noastră a început greu meciul, nu mai trebuie să se întâmple acest lucru. Trebuie să fie învățătură de minte prima repriză din meciul de ieri. Trebuie să ne asigurăm că avem echipă puternică și sper ca Oprița să mai aducă și alți jucători. I-a adus pe Wallace, l-a adus pe Beța, dacă nu mă înșel, și pe Chipirliu. Sper să mai vină și alți jucători.
aceștia trei sunt foarte buni, sunt transferuri foarte bune, mai ales pentru Liga a treia, dar să mai vină și altele. Și n-ar fi rău ca la jumătatea sezonului următor să fie deja promovat. Nu, Daniel Oprița să înceapă și să facă transferuri clar pentru Liga 1. Deci clar pentru Liga 1, nu pentru Liga 3 sau Liga 2, ci pentru Liga 1. Atunci așa ar fi corect să fie strategia asta, dar noi nu ne băgăm, noi numai ne dăm cu părere aici, să știe lumea, noi nu îi impunem nimic antrenorului, pur și simplu doar vorbim, da? Păi, eu spun așa, ca să fii 100%, tu la sfârșitul, deci la sfârșitul turului de Liga 3, tu trebuie să fii promovat, trebuie să ai victorii în linie. Pentru că în momentul ăla nu te mai poate opri nimeni. Avem marele avantaj că dacă am terminat pe primul loc, nu mai jucăm niciun play-off, nu se mai întâmplă nimic din câte știu. Promovăm direct. Eu așa știu. Da. Noi, uite, dar să le spunem oamenilor, noi îl felicităm pe Oprița, îi felicităm pe băieți pentru jocul excelent din acest sezon, pentru că trebuie să spunem și acest lucru. Au jucat foarte bine. Au avut câteva meciuri și îmi pare rău că s-a întrerupt campionatul, pentru că Steaua a jucat meciuri foarte bune, plăcute ochiului, da? Care i-au adus pe oameni la YouTube, ca să spun așa, pentru că nu erau meciuri date la televizor, dar i-au adus în fața YouTube-ului, da? Și s-a văzut că tot creșteau numărul de urmăritori pe YouTube la meciurile Stelei. Era un rezultat al faptului că echipa a jucat frumos. Meciurile erau interesante. Însă noi nu uităm că Daniel Oprița a avut posibilitatea de a juca în Liga a treia în acest sezon. Și a refuzat. El a refuzat, am înțeles atunci de ce el a refuzat, a spus că nu vrea să promoveze pe principiul Ligii Elitelor, pentru că asta ar fi însemnat câteva restricții, da? Ar fi trebuit să folosească jucători tineri, lucru pe care el nu l-a făcut, că și-a adus jucători experimentați la echipă în acest sezon. Și am înțeles, asta a fost strategia lui și a fost o strategie foarte bună. Însă nu putem să ne întrebăm ce s-ar fi întâmplat dacă noi am fi reușit cumva să jucăm în Liga a treia și să fim pe primul loc în momentul în care s-a înghețat campionatul. Acum eram în Liga a doua, fără emoții, fără nimic. Ar fi fost ceva, nu, Adi? E greu, dacă nu poți să-ți faci un lot așa cum îți dorești, e greu să fii și în Liga a doua. Pentru că trebuie să ai mână liberă, adică ai ăia de Under 21 pe care trebuie să-i ții, dar la Liga Elitelor era un alt regulament, în care trebuia să ai și de Under 19. Da, dar uite, că eu asta zic, că puteam poate să trecem peste asta, știi? Ar fi trebuit doar jumătate de sezon, ca să spun așa, să tragem tare și să terminăm pe primul loc la începutul pandemiei. Că dacă eram pe primul loc la începutul pandemiei, promovam acum. Asta este. N-are rost oricum să mai discutăm. Astea sunt presupuneri. Cel mai important lucru este că eu spun că 99% suntem în Liga 3, dar știi cum e? Rămâne eroarea aia, da? De 1%. Marja aia de eroare. Și faptul că vei putea juca pe nou stadion Steaua. Și o să ai publicul de partea ta. Și atunci să vedem cam care este diferența între noi și cealaltă echipă care își tot spune Steaua. Da? Hai să vedem. Da? Eu spun că se pot face bani frumoși din bilete la anul. Da? Deci se pot face bani foarte frumoși. Măi, stai puțin că nu știu. Că acum cu toate prostiile astea cu corona, s-ar putea în prima jumătate a sezonului să nu vedem oameni pe stadioane. Vom vedea din oricum stadionul nu va fi gata până la luna octombrie. Nu, dar eu zic că nici pe terenul 5 nu o să fie oameni acceptați. Da. Asta spun, știi? Mai e problema și cu ISU, știi că nu ți-e imediat, trebuie făcute niște inspecții, trebuie făcute niște controle, mai trebuie utilat înăuntru, deci s-ar putea să ne prindă octombrie, noiembrie, sigur. Da, asta înseamnă că vom începe tot pe 5 campionatul, da? După care vom vedea. Dar eu spun că la anul Steaua va juca pe stadionul Steaua. Așa și trebuie. Pe Facebook, Liviu Drescu ne scrie că sunt foarte mici diferențele dintre meciul Stelei de ieri și cele de astăzi din Liga a doua. Ei, n-aș merge chiar atât de departe, pentru că s-a văzut în a doua repriză, Steaua a fost mult mai bună, a fost și mult mai bine pregătită fizic și a profitat de căderea fizică a adversarului, călcându-l în picioare.
Însă și eu cred că o echipă ca cea aliniată ieri de Oprița ar face față în Liga a doua. Nu știu dacă ar promova, dar ar face față în Liga a doua. Claudiu Sabău ne spune că miercuri o să-și bată joc de oi, Dumnezeule mare, Adi, miercuri după meci să facem misiune. Păi facem emisiune, o să vedem cum putem și noi, însă, prieteni, să ne iertați dacă nu am făcut atât de multe emisiuni în ultima perioadă, e și pentru că stăm destul de prost cu timpul, nu ține neapărat de noi. Dar o să încercăm, vă dați seama, dacă o să avem, adică nu dacă, că sigur o să avem motiv de bucurie, o să facem o emisiune, să ne sărbătorim, să ne simțim și noi bine aici, să ne felicităm că, uitați, că în ultimele două sezoane n-am apucat să ne tot felicităm aici și să ne bucurăm. E doliu și în partea cealaltă, că ai văzut ce cumpără Ciobanu mai nou, nu? Nu am văzut, că nu mă uit. Alde, Alexandru, Albu, deci a trecut la rebuturi serioase, adică nu mai stă pe gânduri. Și e disperat să-l vândă pe Man. Am înțeles că l-ar da la momentul ăsta, dacă ar lua 6-7 milioane, cred că ar sări în sus de bucurie. Deci el, dacă nu vinde un jucător, Stop! Că tu ești un tip care se pricepe la fotbal foarte, foarte bine. Dar nu înțeleg și pe tine și pe alți oameni care se pricep la fotbal, îi aud spunând baliverne de genul Man 6-7 milioane. De unde ați scos, mă, deci, prețul ăsta pentru el? Stai un pic să ne înțelegem. N-am spus că le va lua, am spus că cere. Da. Deci dacă nu ia banii ăștia pe el, trebuie să vină cu banii de acasă. Corect, deci dacă nu ia banii ăștia, măcar banii ăștia, lumea n-a oferit nimic pe el. Norwich a oferit, am înțeles, 5 milioane și procent. Ăsta sunt toți banii care i-a oferit. Și Norwich are mai mulți bani decât Feyenoord, crede-mă. Deci la momentul ăsta el are împrumutat 11 sau 12 milioane. Da? Nu. Având în vedere că nu va prinde cupele europene, pentru că nu le va prinde. Nu, el nu mai e cap de serie. Poate să joace Cupa României, să mai fie finale 10 cinciuri, el nu va fi cap de serie. Deci cupele europene nu le prinde. Asta înseamnă că de la anul trebuie să vină iar cu bani de acasă. Și pentru el nu bun, că nu mai are de unde să aducă bani de acasă, pentru că știi tu că are niște procese și conturile în care are bani nu prea are cum să aibă acces la ele. Și el a spus singur, nu știu dacă l-ai auzit, că dacă nu prin cupele europene anul ăsta, chiar voi băga echipa în faliment. Nu știu cum o va face. Cred că se pregătește pentru chestia asta, pentru că la ce achiziții face acum, el nu dă semne că ar vrea să prindă cupele europene. Deci clar. Pentru el este un an decisiv. El are acum nevoie de transferuri nu bune. Are nevoie de transferuri mari. Adi, pentru că el Adi, serie. Stai puțin. Fotbal Club FCSB nu are nicio șansă să prindă cupele europene atât timp cât antrenor este Gigi Becali. Asta să fie clar. Da? Deci da. Poate să și aducă jucători buni. Degeaba aș aduce dacă el e antrenor. Dar hai să ne întoarcem la ale noastre. Pentru că, uite, Marius Liviu ne scrie pe Facebook, au promovat frații de la Arad. Așa este, ne bucurăm chiar foarte mult pentru UTA. Ne bucurăm în primul rând noi, și eu și Adi doi, pentru că o să vedem în Liga 1 la anul niște nume serioase, niște nume de echipe serioase. O să vedem FC Argeș, chiar dacă nu este FC Argeș, că este acel hibrid campionii FC Argeș, dar mă rog, ei știu ce vor să facă acolo cu acest brand. Și o să vedem primăria are marca. Primăria are marca și palmaresul. Habar n-am. Nu știu, ei vor să-și bată joc, n-au decât. Nu ne interesează pe noi. E bine totuși, UTA și FC Argeș, să vezi în Liga 1, e bine. Parcă se întorc lucrurile la normal, dar rămâne de văzut dacă se va și întâmpla acest lucru sau va fi doar ceva așa de fațadă. Iar Eduard Bogliș ne scrie ce credeți că a mers rău în prima repriză? De ce au pornit așa greu băieții noștri? Tu ai spus vremea, eu zic și perioada de pauză. Alte explicații, ce zice Adi Doi? Părerea mea, lipsa de pregătire și faptul că nu au avut timp să facă antrenamente o vreme destul de nelungată. Pentru că alea nu au fost antrenamente ce au făcut. Asta e explicația mea. Nu contează ceea ce s-a întâmplat, contează să batem și meciul ăsta care a mai rămas și să ne facem o echipă competitivă pentru Liga 3. Adică o echipă care să nu aibă probleme. Și să mă corecteze băieții. Jucăm vreun baraj, dacă câștigăm locul 1,
Nu știu câte serii sunt. Stai, ce baraj? În Liga a treia? Da. Nu acum, vorbesc Liga a treia. Cine câștigă seria de Liga a treia promovează direct sau joacă un baraj? Uite, asta nu știu. Cred că promovează direct, pentru că, din ce știu, echipa lui Mititelu a promovat direct din Liga a treia în Liga a doua, nu? Nu știu, că sunt mai multe serii și nu. Da, cred nu că... s-a dus. Echipa lui Mititelu nu s-a dus la niciun baraj. Am înseamnă că suntem numai la mâna noastră. Nu, e bine, e bună întrebarea ta, Adi, și o să vedem, poate o să ne scrie cineva pe chat. Până atunci, eu mă uit din nou să văd ce mai scriu oamenii noștri și Philip Lord a zis vom juca cu FCSB 2 la anul, ne întreabă de fapt. Sunt șanse să întâlnim oile. Să vedem dacă o să mai aibă FCSB echipă în Liga a treia la anul. Că cine știe, poate că o să refuze Gigi Becali să mai aibă și echipă în Liga a treia, acum că este obligat să aibă și echipă de fete. Dar fii atent, că tot voiam să discut cu tine despre acest subiect. Echipele de fete, când va ajunge Steaua în Liga 1, va avea nevoie de o echipă de fete. Ce zici? Ar trebui să începem de acum să ne facem o echipă de fete, Steaua București? Păi de ce nu? De ce nu? Până la urmă promovăm fotbalul. Dacă aș zice la fel. Dacă avem posibilitatea să facem echipă de fete, să facem. Și eu aș zice la fel. Ne percutem să facem? Echipă de fete? Poftim? Aici ne permitem să facem. Păi cum să nu, dar stai puțin. Avem financiar resurse? Financiar avem, dar stai puțin. Eu zic că este obligatoriu să facem echipă de fete. Nu din sezonul ăsta, pentru că evident în acest moment este prea târziu ca să mai căutăm jucătoare, să căutăm staff și așa mai departe. Însă din sezonul următor este obligatoriu. De ce? Pentru că Steaua a investit 300.000 de euro pentru amenajarea terenului 5. Au făcut acolo o tribună foarte frumoasă, dar au amenajat terenul, au făcut bun, să fie bun de tot. Păi ar fi păcat ca toți banii investiți acolo să se piardă așa, să nu fie folosiți deloc. Sau să fie folosiți de ce? De juniori? Ok, e bine să fie folosiți și de juniori, dar... Haideți să ne facem o echipă de fotbal feminin, pentru că oricum acesta este viitorul. Deci nu ne putem opune acestei inițiative în fotbal. De acum înainte o să trebuiască să ai echipă de fotbal feminin. Cel mai bine ar fi să începem de acum. Părerea mea, pentru că dacă începi de acum și clădești ceva, foarte repede poți să ajungi la un nivel crescut, la un nivel destul de bun. Și atunci Steaua București poate să facă performanțe și la fotbal masculin și la fotbal feminin. Și așa ar și trebui să fie, da? Eu cred că dacă tot trebuie să avem echipă de fotbal feminin, hai să facem o echipă care să facă performanță. Și acea echipă, așa cum am spus, s-ar potrivi perfect pentru acel frumos teren 5. Ar putea acolo să vină suporteri, să le urmărească pe fete, să le încurajeze. Ar fi un teren foarte bun și pentru ele, ar fi perfect. Tu ce zici, Adi? Eu îți spun cinstit că am rezervele mele în ceea ce privește fotbalul feminin. Pentru că cluburile abia plătesc jucătorii la Liga 1. Noi ne permitem. Deci Steaua este... O spunem și o să o repetăm de ori câte ori trebuie. Steaua este în acest moment cel mai bogat club din România. Dacă un Eu club sportiv va fi contestată își permite, noi... Regula. În curând va fi contestată, pentru că multe cluburi nu își permit tare. Și îți mai spun ceva. Ești de acord, nu ești de acord? Ca să aducem fotbalul feminin, da, în discuție, înseamnă să-l fi rezolvat deja pe la masculin. Noi nu l-am rezolvat nici pe la masculin și nu l-am rezolvat nici pe la de la copii și juniori. Copiii și juniorii nu au pe ce să se antreneze. Adi, eu mi-am spus, nu știu, poate că nu am făcut împreună acea emisiune în care eu mi-am spus părerea despre regula asta cu fotbalul feminin și mie mi se pare un pic abuzivă și contra fotbalului, pentru că în momentul în care tu îi impui cuiva să-și facă echipă de fotbal feminin doar ca să fie echipă de fotbal feminin, acel club o să investească minim. Da, evident, dar nu se... Tu ce crezi? Le vor da o minge și efectiv exact, va fi o sursă exact. Pe teren, deci nu va fi nimic organizat. Așa este. Tu gândești, juniorii noștri sunt bătuți de toate echipele
din insule, da? Insule Feroe, Liechtenstein, deci tot ce vrei, poți să mă spui, că Liechtenstein e insula, da? Deci, când tu ești la pământ cu fotbalul de juniori, la nivelul juvenil, cum stai apuci mă să mai vorbești tu de fotbal feminin? Tu ești la pământ, mă, acolo. Dar, dacă la noi tot este regula asta și tot nu se schimbă, că ai văzut că a pierdut FCSB-ul la TAS. Dacă păi nu se schimbă, n-a pierdut. Ei nici măcar nu s-au judecat. Eu zic că ar trebui să ne facem echipa de fotbal feminin. Eu sunt de părere. Lumea știe, mi-am spus părerea. Nu sunt de acord ca această regulă să fie impusă, da? Mai degrabă aș fi investit în dezvoltarea fotbalului feminin ca o ramură distinctă, da? Să fie fotbalul masculin într-o parte, fotbalul feminin în altă parte. Dar să facă federație, da? De fotbal feminin, dacă se poate. Exact, da? Exact. Deci, dar dacă ei vor să facă așa, noi n-avem ce să facem. Și atunci... Vom vedea. Cluburile vor contesta. Eu zic că pentru Steaua ar fi o investiție bună. Decât să tot deschidă tot felul de secții aiurea, mai bine să mai deschidă una care să poată să fie o investiție bună. Și încă o chestie, gândește-te aici. Marca Steaua ar fi protejată un pic mai tare de o echipă de fotbal feminin. Eu știu ce aș face dacă am face fotbal feminin? Să mă faci nebun. Aș face ca pe vremea lui Nae, aș face cu plaje. Aș pune fotbalul feminin să joace înaintea băieților. Chiar să vezi două meciuri într-unul, ca să zic așa. Da. Chiar n-ar fi rău. Eu mă întorc pe chat și Andrei Morar ne scrie: echipa Stelei din momentul actual face 100% față în Liga a 3-a, cu cele două transferuri anunțate și poate încă alte transferuri, avem lot clar de calificare Liga a 2-a. Să dea Dumnezeu să fie așa, nu? Știi cum e? Eu personal, ca să-mi pot face o idee, eu unul, vorbesc în numele meu, mi-ar trebui câteva meciuri de Liga a 3-a să le văd și să-mi dau seama cam cum jucăm, pentru că acolo avem o poziție, în sfârșit. Aici am avut jucători, ai văzut băieții ăștia, da? Ăștia au picat fizic, ăștia minutul 50 erau gata. E, acolo nu ne vom mai lovi de aceeași chestie. Cel puțin jumătate dintre echipe sunt pregătite fizic și îți pot pune o poziție ca lumea. Da. Da? Liga 3 adică, este fotbal profesionist, da. Adică... Da, adică va fi o diferență clară, majoră, da, între Liga 4 și Liga 3. Și de-abia atunci poți să-ți dai seama cam la ce nivel ești. Că dacă bați în unele meciuri la limită, mai remizezi câte un meci, două, e semn că scârții. Adică ți trebuie echipă care, nu știu, îți dau exemplu, ai 30 de meciuri, bă, 25 de victorii. Deci 25 de victorii trebuie să le ai. Adică din 7 meciuri, tu în 6 trebuie să bați. Cam ăla e nivelul la care trebuie să fii. Hai. Da? Deci o echipă care îți defileze. Deci nu o echipă care să-ți promoveze la 3-4 puncte de locul 2, tu în etapa 23-a încă să fii cu gândul că hai că suntem pe primul loc, suntem cu gândul la promovare, mai avem un pic. Nu, tu trebuie să fii, deci tu la sfârșitul turului, tu 60-70% trebuie să fii promovat. Aia e echipa care trebuie să aibă Steaua Liga 3. Dar cu Chipirliu, cu Wallace, eu spun că ar mai trebui cel puțin 3-4 fotbaliști buni. Deci buni. Adică 3-4 fotbalești care să ia în primul 11. Acum să vedem. Oprița are relații bune. Dacă îi se va da pe mână și un buget de salarii cât de cât consistent pentru Liga 3, că nu vom transfera pe bani, e clar, dar putem aduce fotbaliști foarte buni la Liga 3. Adică cu un salariu de 1.000-1.500 de euro poți aduce fotbaliști foarte buni la Liga 3. Tu gândește-te că sunt fotbaliști la Liga 1 care câștigă 2.000-2.000 jumate și nu iau nici pe ea. Vali Lazar de la Dinamo are 2.500 de euro pe lună. Da, vom vedea. Toți fotbaliștii de la Viitorul au câte 2.000 jumate, 3.000. Deci chiar poți aduce la Liga 3 fotbaliști buni la bani. De asta îi avem pe Oprița, Miu și Boștina acolo să se ocupe de aceste lucruri și sper ca Miu să devină manager al secției de fotbal în sezonul următor, ca să scăpăm de colonelul Neagoe, care, fie vorba între noi, nu se pricepe și a demonstrat că nu se pricepe, să vină la conducerea secției de fotbal un om care știe măcar fotbal, da, cum este Miu, și să se ocupe de transferuri bune pentru noi. Cezar Niță ne întreabă pe chat de procesul cu prejudiciu, ce se mai aude, când va mai fi termen. Îți răspund acum, următorul termen a fost stabilit pentru data de 16 noiembrie 2020.
16 noiembrie, ați înțeles? Atunci va fi apelul la această acțiune în constatare, va fi judecat apelul la această acțiune în constatare. Nu știm ce va însemna asta. E posibil ca totul să se rezolve într-o singură înfățișare, dacă la această înfățișare din 16-11 se va judeca doar dacă merită să se accepte apelul FCSB-ului. Adică noi v-am spus, la apel pentru această acțiune în constatare nu se mai rejudecă cazul. Acum se judecă doar dacă a fost dată decizia corect la fond. Da? Dacă au fost respectate procedurile. Atât. FCSB nu o să mai poată aduce probe noi și nici nu mai are ce probe noi să aducă, pentru că n-au adus până acum probe care să le dea lor dreptate. Nu, ei nu au adus niciodată probe. Că dacă aduceau vreo probă, câștigau și eu proces. Așa este. Da? Nea Gigi, singurele probe care le-a adus Nea Gigi au fost în spate, pe la judecătorie. Știi ce zic? Marius Liviu ne scrie, ne bucurăm și că n-au promovat ăia de sub pod, dizidenții anticomuniști în ghilimele, susținuți de Dragnea și PSD. Corect? Se pare că avem și FCSB-iști pe aici. Adică nu că se pare că era de așteptat să fie și FCSB-iști pe aici. Dar ce cauți, mă, Bazilu Stoica? Ce cauți stat aici? Nu am habar de fotbal, dar tu ce cauți stat aici? Te obligă cineva, dacă eu nu am habar de fotbal, de ce m-a spus fondat? De ce nu te duci, mă, tată, să asculti? De ce nu te duci la tine la stadion acolo? Unde veniți 47 de abonamente. De ce stai, mă, tata, aici? Că noi, uite, avem 67 de aici. Deci noi avem mai mulți oameni aici decât s-au făcut la FCSB abonamente. Înțelegi? De ce stai, mă, tata, aici? Du-te, mă, tata, la gunoaiele tale. Că nu te oprește nimeni. De ce nu te duci la băieții tăi, mă, tata? Dacă noi suntem două echipe distincte, noi suntem Steaua, voi sunteți cu FCSB. Du-te, mă, tata, la băieții tăi. Ia-ți-l pe ciobănaș de mână și merge stată liniștiți acolo. Că nu are nimeni nimic cu voi. Dar merge și stați în ograda voastră. Am înțeles, știu că sunteți triști, nu mai bagă ciobanul bani, s-a terminat. V-aș și spus că vă desfințați, dar tu ai treabă cu mine și cu colegul meu. Nu zici, tată, de falimentul tău, că pe voi chiar vă paște falimentul. Sunteți la un pas de faliment. Anul ăsta, dacă nu prindeți cupele europene, echipa va merge doar cât să nu fie afiliată din campionat. Dă-mi voie să te corectez. Anul ăsta, când nu veți prinde, când, nu dacă, că sigur nu vor prinde cupele europene. Da, n-au cum să prindă cupele europene. Din postura de câștigătoare de cupă și cu coeficientul care l-ar, nu au cum să prindă absolut deloc cupele europene. Niciun scenariu. Decât dacă se retragă aia. Și mai e ceva. Uite-te pe ce transferuri face șeful tău, ciobănașul ăsta, care tot îl luați voi de mânuță și spuneți că e cel mai mare finanțator care l-a avut fotbalul. Vezi că a început să-l cumpere pe Briceag, pe Albu, deci s-ar putea să nu prindeți primele 6 în România. Nu să prindeți, să mai prindeți cupele europene. Ciobanul se pregătește pentru faliment, Ali. La modul foarte serios și real. Deci, da, dar știm lucrul ăsta. Sunt șanse foarte, foarte mari ca asta să fie ultimul sezon la FCSB. Da? De aici încolo să preia Clincenul, să preia orice altă echipă. Dar Forța sunt șanse foarte mari să termine sezonul ăsta. Oile o să se pregătească să strige Forța Clincenul. Dar nu asta contează. Contează că, uite, Claudiu Sabău ne-a răspuns pe ceea ce a zis, că în Liga a treia vor fi 5 serii. Și probabil că toate 5 echipele de pe primul loc vor promova direct în Liga a doua. Posibil. Acum nu sunt cam multe? Eu cred că cineva va juca și un baraj. Nu, dar am impresia să se departajeze în funcție de puncte. Stai că mă uit rapid, dar eu cred că în Liga a doua, din Liga a doua promovează 5 echipe, dacă nu mă înșel. Hai să văd. Ok, eu clasament, cu campionat, așa, principal. Auzi, mai aștept o premieră, cu toate că nu le doresc asta. Dar avem șanse mari să ducă Dinamo în Liga a doua. Avem șanse foarte mari. Și atunci, într-adevăr, am avea o Liga a doua puternică de tot. Puternică. Chiar ar fi foarte interesant. Îți dai seama cum ar fi să jucăm noi, Academia și cu Dinamo, să ne nimerim în aceea serie în Liga a doua. Deci nu dai seama. S-ar schimba interesul în fotbalul românesc. Nimeni nu s-ar mai uita la Liga întâi, toată lumea s-ar uita la Liga a doua. Liga a doua ar deveni Liga întâi. Cam așa asta. Așa, asta da. Asta da, asta clar. Sincer vorbind, sunt toate șansele să se întâmple asta. Există toate șansele.
Luca ne scrie că el este din străinătate și că abia așteaptă să vină în România ca să vadă meciurile Stelei și a mai zis Forța Steaua. Foarte multă lume începe acum să vină alături de Steaua. Nu mă refer neapărat la ceea ce a spus Luca, ci hai să-ți mai zic o poveste, Adi, că poate că n-ai auzit povestea asta. Eu am auzit că ieri, după ce s-a terminat meciul Stelei, într-un bar din Berceni, niște indivizi ar fi strigat că de la anul ei o să vină la CSA. Bă, eu n-aș vrea să vină, aș vrea să stea acolo. Eu așa am auzit. Și eu aș vrea să stea acolo, dar așa am auzit. Nenea ăla a ieșit de la pescărie și a pus-o de o galerie? De nu, el nu, 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 alți indivizi. Alți indivizi. Nu, nu acela, nu. Ah, ok. Și pur și simplu niște fani făcăsăbiști. Da? Nu mă refer neapărat la făcăsăbiști de top, nu. Dar fani făcăsăbiști. Se pare că... Ai spus o tâmpenie, nu este făcăsăbiști de top. Nu vei să le corectez. Da, de exemplu, Luțu este făcăsăbiști de top. Am înțeles, ok. Ăștia... Și Sergiu Gabriel. Corect, Sergiu Gabriel și ăștia alți care sunt activi pe Facebook, așa, ăștia sunt făcăsăbiști de top. Dar eu ți-am spus așa, nu, din nou nu mă refer la cineva anume, ci un grup de făcăsăbiști supărați ieri că Steaua a câștigat și că este cu un picior în Liga 3-a, ar fi aruncat prosopul. Pentru ei, FC FCSB se pare că nu mai este Steaua dacă Steaua ajunge în Liga 3-a. Din păcate pentru noi atitudinea asta. Da, pentru că asta e partea proastă în desfințarea FCSB-ului. Ne vom trezi cu ăștia care erau, ne-au jurat și ne-au făcut albie de porci. Ne vom trezi cu ei că erau mari suporte. Înțelegi? Și vor fi băgați pe acolo, pe la tribune, pe la galerie. Și ei spun încă niciodată. Nu, ei au fost tot timpul. Doar că n-au venit pe stadion. De-aia mi-e frică de leprele astea. Înțelegi? De-aia cumva și vrut, dacă se putea, Ciobanu să rămână cu echipa în Liga 1, dar nu se poate. Pentru că aia era lovitura supremă. Înțelegi? Dar nu știu cum. Eu nu văd cale. Pentru că Ciobanu nu va mai ține pe CSB. El nepromovând, nu are niciun... Nepromovând, neprinzând cupele europene, el nu are niciun interes să mai țină echipa asta. Și cineva ne-a întrebat dacă va veni și procesul de la prejudiciu, chiar nu are niciun motiv să mai țină echipa, deci o va băga în faliment. Da, nu contează asta. Cineva ne-a întrebat dacă Steaua are echipă secundă, nu are în acest moment. Are echipe de juniori însă și dacă va ajunge în Liga 1, cu siguranță își va face și echipă secundă, unde se joace acești juniori. Andrei Morar ne întreabă, care considerați că sunt posturile pe care stăm cel mai slab în prezent? Poți să răspund eu, Adi? Te rog. Eu cred că pe toate posturile stăm slab în acest moment. Noi nu trebuie să uităm faptul că noi promovăm din Liga a 4-a în Liga a 3-a. Trecem la un alt nivel, unul profesionist. Cum a spus și Adi 2, la anul nu o să mai dăm peste oameni care în timpul săptămânii merg la serviciu. Deci nu trebuie să ne mulțumim cu puțin. Trebuie neapărat să muncim din greu și să transferăm iarăși jucători foarte buni și să ne pregătim de cei mai rău. Valbi, îmi cer scuze dacă nu am citit corect numele, zice până la fotbal feminin trebuie întărit lotul masculin, să nu avem probleme cu promovarea în Liga a doua, să nu stăm și în Liga a treia vreo 2 ani. Foarte bine zis, foarte bine zis. Da. Bogdan Constantin i-a răspuns lui Andrei Morar și a spus că în apărare ar trebui aduși fundași. Eu zic că peste tot, din nou. Știi ce se întâmplă? Poate sunt șanse să promovezi că echipa asta la pas. Dar după ce ai stat 2 ani în Liga 4, tu mai permiți riscul ăsta? Nu. Eu am zis, deci noi nu ne mai permitem niciun rateu de acum înainte. Niciun pas greșit. Aia e problema. De acum nu noi trebuie răi. Să... Jucăm asta. Crina Rus ne salută, o salutăm și noi pe ea. Salut, Crina, Forța Steaua. Lucian Fătu zice, pe Facebook nu se mai poate intra în direct. Nu, ba da. Dar am uitat noi să punem linkul de Hangouts.
Până caut eu link-ul și până îl pun eu în Facebook, dacă vreți să intrați cu noi, puteți să căutați pe YouTube link-ul și să dacă l-aveți acolo și să intrați. Dacă nu, așteptați 2 secunde că îl pun eu chiar acum. O să îl pun în comentariu și o să pinuiesc comentariul. Doar să vină așa. I-am dat pin comentariului meu. Acum ar trebui să-l vedeți, este linkul de Hangouts. Cine dorește să intre cu noi este binevenit. Ne bucurăm să vă primim, știți foarte bine. Și să vă spuneți și voi părerile și chiar ne cerem scuze că am uitat să adăugăm această parte importantă a live-ului nostru în emisiune până acum. Mă mai uit pe chat să văd dacă mai ai văzut tu întrebări sau comentarii interesante, Adi, să le spui și tu. Uite, suntem avertizați că se vor da prime de joc pe la Liga 3, că se va juca cu ambiție. În primul rând că vom întâlni fotbaliști care au clar valoare mai mare decât ceea ce e la Liga 4. Vom întâlni fotbaliști care, chiar dacă, să spunem, nu sunt înzestrați, da, cu mare talent, vor alerga. Da? Deci din start vom avea o poziție. Da? Să nu uităm că vor juca cu Steaua. Și chiar și cel care nu are nici cea mai mică taină cu fotbalul, va încerca să demonstreze cu meciul cu Steaua. De asta spun că ne trebuie echipă. Pentru că pe cât suntem de iubiți, pe atât suntem de urți. Da? Să nu uităm lucrul ăsta. Și în anumite meciuri se va vedea lucrul ăsta. Ne vom lovi de foarte mulți adversari care nu ne vor menaja absolut deloc. Și atunci singurul atu este valoarea. Da? Iar pentru valoare știm ce avem de făcut. Ne trebuie jucători. Sincer îți spun, așa cum ți-am mai zis și în alte dăți, mercenari. Chiar dacă ne folosim 6 luni de ei sau un an de zile și la anul, au contracte pe un an, nu contează. Ideea este să promovăm. E singurul țel. Materiale de construcții, Nana Construct ne scrie, am bătut pe Turi, s-am făcut egal cu Chiajna, am bătut Alexandria cu 4-0, am făcut egal cu Focșani. Ești optimist, dar ți-am spus, noi nu ne mai permitem să fim optimiști. După aceste ultime sezoane, după cele 2 promovări ratate, e obligatoriu ca de acum înainte să batem tot. Și eu chiar m-aș bucura dacă Steaua s-ar putea lăuda din acest moment cu un șir de victorii consecutive până în Liga 1, știi? Ar fi excelent, îți dai seama, din Liga 4 neînvinsă până în Liga 1. Cum ar fi asta? Fi super. Avem un... Da, Lucian, Lucian a intrat alături de noi. Salut, Lucian! Salutare, Lucian! Oh, salut, salut! Nu vă țin ca de obicei, nu vreau să vă țin mult. Vreau să vă felicit și eu, adică să ne felicităm un trener pentru meciul de ieri și treaba, cum a zis voi, că Miu trebuie să fie, el deja este, numai că televiziunile astea pun acolo greșit că el a antrenor secund, că el deja e la birou, nu mai are... Foarte bine! Nu a pus ca autocar cu ei, s-a dus separa mai târziu. Foarte bine. Asta este o veste foarte bună. Avem nevoie la... Avem el nevoie la... încearcă să-și facă treaba, pentru că să știți că ăsta, comandantul, marele comandant, și cu Oprița au încercat să-l cam treteze pe la spate, dar acum încearcă să le deașeze de ei și... Stai puțin, că nu înțeleg asta. Cum adică, Lucian, mai. Lucian, cum adică Hâncu și Oprița au încercat să scape de Miu? Da, au încercat să-l facă să-și dea demisia. Dar de ce? Pentru că el, într-adevăr, l-a adus pe Boșnea, că Boșnea are relații cu niște generali acolo și îi poate să-i țină spatele comandantului. Și după aia a zis că Miu ar fi vrut să aducă mai multă lume. De exemplu, să aducă pe Ogărau și pe alții care spun că el la televizor. Iar Oprița și Casărit în sus când a auzit că zice că să vină Ogărau și că atunci îmi iau jucătorii și echipa și-a plecat dacă vine Ogărau. Păi dar ce are cu Ogărau? Stai că eu nu înțeleg acum. Păi are, pentru că Ogărau este printre puținii din echipa aia lor, cum ziceau ăștia, Europa Fantastice, care zice că trebuie Steaua. Steaua, și păcând el cu Dică și cu elați, fac mișto și când e Miu la televizor, își dau mesaje și au grupul lor și fac mișto de mici, că de una și alta și el antrenează Steaua, dar el o ține cu trebuie pe la spate cu FCSB-ul și cu Dică. Deci e incredibil. Nu credeam că poate să se întâmple ceva, să-mi strice săptămâna, dar mulțumesc frumos, Lucian. Păi nu, că nu vreau să-ți o stric nici eu, că m-am enervat și eu când mi-a spus și fabulos, bă, deci asta... Noi suntem blestemați.
Deci noi suntem blestemați, noi nu putem să, nu știu, avem parte numai de vești bune. E incredibil. Deci când aud chestiile astea, nebunesc, mă. Bă, dar cel mănâncă în cuși, da, pe opriță, înțeleg, să-și vadă, bă, de antrenamente, mă, să-și facă acolo antrenamente, trebuie să se ducă și să facă politică, mă. El e antrenor, ce-l interesează de cum merge clubul? Băi, pentru că a venit ăsta, că el zice că în fiecare zi tot se ceartă cu... E cu Talpan, de ce se ceartă? Că a zis de ce se ceartă cu Talpan, că Talpan nu face nimic rău. Dar a zis că a, deja a ajuns și la concluzia, adică Miu a zis că a ajuns și la concluzia că Talpan a fi mai bun comandat și ăsta chiar că e cel mai prost comandat. Că și că a venit la el să-i spună că are salariul prea mare pentru ce face și el a zis că la nici nu are salariul. Mare, plus că el avea 2-3 jocuri. Dar ce-l interesează pe Hâncu? Stai puțin, dar stai. Da. Hâncu vorbește despre salariu prea mare, dar Hâncu ce-a făcut? Că mă enervez acum la Steaua până acum. Este păi de jumătate, este de, jumătate de an la club, n-a făcut nimic pentru club. Spatele, știi? Și atunci se simte că Miu nu că nu-i ține spatele, dar el o ține cu Steaua și nu este nici măcar neutru față de el. Și atunci genul ăsta vă să scapă. Păi asta îi deranjează pe ei. Îi deranjează pe ei că Miu se duce la emisiuni și spune noi suntem Steaua. Asta îi deranjează pe ei. Mari generali și colonei. Că ei ar vrea ca toată lumea să creadă că FCFC se buie Steaua. Da, nu, nu știam. Dar Miu mi-a mai zis, zice, băi, lasă, zice, lasă. Eu îți mai spun de când în când, nu mai zice una alta. Că, și că cine știe, poate din prieteni care m-am eu... în România și mai vorbesc cu ei, poate unii mai dau informații și la FCSB și atunci zic, da, într-adevăr că nu știu care, dacă mă scrie România, nu știu care să mai duce într-o parte și în alta sau în amândouă și atunci a rămas numai să mai scrie el personal și eu lui personal și să nu mai vorbim în alte chestii și a zis doar să mai fac, să mai încep o comandat, dar comandatul deja m-a blocat pe mine pe Facebook să nu mai zic nimic dacă el... Ăsta nu e comandant. Ăsta e o glumă proastă, nu e comandant. Un comandant adevărat n-ar fi făcut așa ceva. Păi plus că i-am spus, băi nene, cred că tu îți convine mai mult că unul ca mine să am discuție cu tine și nu vin la tine să dau topul în cap și te înjur. Și zic că atunci dacă m-ai blocat înseamnă că clar, îți convine mai mult aia care să vine să-ți dea în cap sau să te... Dar ei nu știu, ei nu știu de vorbă bună. Ei n-au cum să știe de vorbă bună. Iar Oprița, el poate a promovat echipa, dar eu n-am să uit el un sezon întreg. A preferat să stea în tribună că n-a vrut să-și rupă contractul cu Mioveniu. Deci noi, pe bune, noi nu am avut un antrenor. Băi, rușinos. Băi, rușinos. Nu, în continuare zicea, până să se dea decizia, tot spunea că vreau să jucăm play-off, vreau să jucăm play-off. Adică, de ce? Da. Asta e, până la urmă, na, eu nu uit că el a refuzat să joace direct în Liga 3. Da? Nu știu care erau condițiile atunci, că asta cu Liga Elitelor, eu nu pun botul la Liga Elitelor. Da? Că noi puteam, ne puteam înscrie direct fără Liga Elitelor. Stai liniștit că te băga FRP-ul și așa. Dar trebuia să depui dosarul. Dar el a zis că e incapabil să facă echipă într-o săptămână, am înțeles. Adevărul e că îți trebuiau niște resurse extraordinare. Da? Mă, puteam încerca. Puteam încerca. Nu aveam nimic de pierdut. Da, mă, pierdeam un an, dar eram în Liga 3. Astăzi abia ajungem în Liga 3. E o diferență foarte mare. De ce nu putem să avem și noi noroc, mă, de niște oameni? Bă, nu să ne ajute, dar să ne lase în pace, măcar, mă. Să vină un comandant care să zică, domne, nu mă interesează pe mine ce fac secțiile sportive, eu mă uit aici de administrativ, fiecare manager de secție să se ocupe de secția lui. Măcar unul din ăsta să vină. N-am nevoie de un comandant care să fie hands-on acolo și să încerce să ajute. Unul care să nu se bage, să nu încurce. Atâta. Atât am doresc. Unul care să nu încurce. E prea mult ce-mi doresc? Nu ai, deci... Eu de vreo două săptămâni i-a luat interviul ăla la Steaua TV sau nu de la Steaua TV, chiar a luat unul de la Digi sau de la Telecom și l-a întrebat, domnule, cum ar fi să joace, știi, interviul ăla, că să joace și noi și FCSB pe stadion și a spus iar de nou clar. Deci, pe mine mă interesează unde joacă FCSB, dar numai noi o să jucăm acolo și am mai făcut-o de asta o poziție cum face el de obicei și m-a mirat că a trecut două săptămâni de când mi-a zis treaba aia și zic că poate iar a avut curajul sau poate acum cine știe, poate și asigura și în spate și nu mai e frică sau poate știe că ăsta comandatul pleacă, cine știe. Da? Păi Miu are spatele asigurat de noi, în primul și în primul rând. Nu știu că până la enervat a zis că el a venit cu Oprița și a zis... Nu, dar eu o spun acum... Deci eu spun acum în premieră o chestie pentru toată lumea. Dacă Miu pleacă de la club, o să fie scandal. Da? Deci din partea noastră o să fie scandal. Dacă pleacă Talpan de la club, o să fie scandal.
Talpan și Miu au fost singurii din Cluj care au avut curajul să meargă la TV și să spună Fotbal Club FCSB nu este Steaua, noi suntem Steaua. Dacă ăștia doi pleacă din club, noi declarăm război. Adică oricum le-am declarat război, dar o să fie și mai și celor din conducere. Ok. Păi, atunci, băieți, eu vă las că am intrat tot așa rapid, că ai văzut că am mai făcut un comentariu, vă invit aici la grătar, la mine, la postul și pot să vă ocup de grătar. Sănătate, salut, Lucian. Numai bine. Mă întorc pe chat și văd că Alexandru Zincă ne întreabă dacă din Liga 1, în Liga 1 vom avea nevoie de patron. Nu, Alexandru, nu vom avea nevoie de patron. Aceasta este o informație falsă. Și uita, divers, ca să spun așa, primul efect pozitiv al mutării live-ului nostru și pe Facebook. Eu vreau să-l întreb pe Alexandru, Adi, scuză-mă. Să spune și mie cine e patronul, de la Chiajna, nu, dar stai, de la Voluntar sau de la Hermannstadt. Nu te lua, nu lua tare, pentru că s-ar putea Alexandru Zincă să fie pur și simplu un om care încă nu a aflat cum stau lucrurile, da? Să fie un stelist care poate că încă mai crede minciunile. Dar asta voiam să zic, că ne-am mutat cu emisiunea și pe Facebook, acum o să-i putem atinge, să le dăm informații și oamenilor ca Alexandru, care poate că până acum au știut greșit, știi? Oamenii ca Alexandru poate că nu au văzut că noi avem emisiune pe YouTube. Poate că nu ne-au urmărit pe YouTube, poate că nici n-au cont pe YouTube, știi? De asta e bine să fim pe aceste două platforme cu live-urile. Și sper că Alexandru e mulțumit de răspunsul pe care noi l-am dat. Nu este necesar ca în Liga 1 să ai patron. Acest lucru este minciună și Adi ți-a dat un exemplu foarte bun. Sunt echipe în Liga 1 care sunt conduse de primării, de consilii județene și așa mai departe. Sunt practic echipe de stat. La fel și Steaua, o să vedeți, o să poată juca fără probleme în Liga 1 și noi vă spunem și punem pariu cu voi de pe acum că până să ajungă Steaua în Liga 1, Federația Română de Fotbal o să scape de acea lege care zice că trebuie să, nu știu cum, cu organizații non-profit sau societăți pe acțiuni și o să vedeți că Steaua în formatul actual o să joace în Liga 1. Vă garantăm acest lucru. Pentru că altfel nu se poate. Fotbalul românesc nu are cum să supraviețuiască. Mă mai uit pe chat să văd ce au mai spus oamenii. Așa, Valibi zice că sunt mulți jucători cu experiență care au jucat mulți ani în Liga 2 și Liga 1, se referă la Liga 3, deci cu siguranță va trebui echipa să se întărească. Acum, noi suntem într-o poziție foarte nasoală, Adi, nu? Am primit informația asta de la Lucian, care e un om în care noi avem încredere și nu avem de ce să credem că ne-a dat o informație așa greșită ca să ne inducă în eroare. Până acum, de fiecare dată când Lucian ne-a spus ceva așa ar fi fost. Dacă el zice că Oprița și Hâncu încearcă să scape de Miu, noi îl credem. Asta să fie clar. Dar, totuși, Oprița și-a făcut treaba bine până acum, nu avem ce să-i reproșăm, să-și facă treaba în continuare bine și să lase el politica asta, pentru că antrenorul trebuie să-și vadă de echipă, nu de politică, părerea mea. Rareș Monceanu felicită UTA și FC Argeș. Nic zice că Miu n-are nicio treabă cu fotbalul. E părerea ta, eu cred că Miu se pricepe la fotbal. A jucat totuși la un nivel destul de ridicat. Rareș Monceanu spune în continuare că Hâncu doar a omorât porumbeii în aceste 6 luni de când a venit la Steaua. Dar de când a ocupat poziția de comandant interimar. Alexandru Bratu ne salută, îl salutăm și noi. Îl salutăm și pe Mircea Zanfir, pe care îl vedem aici. Mircea bagă un strigăt războinic, zice miercuri la Călăraș. A fost frumos că s-au dus suporteri steliști acolo. Eu nu m-am temut chiar când am văzut câți oameni, nu mă așteptam să fie chiar atât de mulți oameni. Am crezut că o să se întâmple ceva și că o să cheme ăștia jandarmii. M-am temut pentru acei suporteri ca nu cumva să fie
să pățească ceva. Au făcut băieții chiar curat după ei, erau da, adunate da, toate da. Gunoaiele, au lăsat. A fost bine. A fost o civilizație de plină. Da. A fost chiar bine a fost... că nu au fost zeloși cei care au organizat partida și că n-au chemat jandarmeria, că știi că jandarmii n-au nevoie de prea multe ca să facă prostii. A fost bine. Așa, o să trebuiască să scăpăm de băiatul ăsta, Bazilu Stoica. Din păcate nu avem moderator pe pagină, dar o să facem noi cumva. Uite, Alexandru Zincă zice, am mai intrat pe live-urile voastre pe YouTube, dar nu am auzit despre acest subiect. Nu e nicio problemă, Alexandru, o să reluăm subiectele pe care le-am discutat deja pe YouTube și pe Facebook, poate nu, Adi? Subiectele acestea generale. Sigur, oricând putem relua discuțiile despre. Oricum, o să urmeze o emisiune în care o să facem din nou presa praf, pentru că e necesar un episod 2 la gunoiul din presă. Să discutăm și atunci mai multe. Așa, Raul Râs zice, Talpan, comandant Miu Ogăraru, manager și un antrenor stărist 100%, mult mai ar decât Oprița. Bun, noi nu vrem, eu nu vreau acum să se înțeleagă că cerem noi neapărat o reacție anti-Oprița. Așa cum am spus, eu am fost mulțumit de echipa pe care a făcut-o Oprița. Am considerat că a jucat frumos, a practicat un fotbal frumos, spectaculos. Jucătorii sunt buni, transferurile sunt bune. Atâta numai îmi doresc ca Oprița să își vadă de echipă. El este antrenor, el nu este manager, nu este comandant de secție, de șef de departament sau așa ceva. N-are ce să se bage la politică, pentru că politica nu are ce căuta la Steaua. De fiecare dată când politica a venit la Steaua, Steaua a suferit. Și ne aducem aminte de cazul Florentin Dumitru, care nici acum nu am înțeles, a votat pentru introducerea FCR-ului 2 în Liga a 4-a ca să poată încurca Steaua. De ce? Nimeni nu știe. El nu era nici angajat la noi măcar, da. Ca așa s-a spus, că nu știa nimeni. El era o umbră acolo care se plimba, nu știa nimeni pentru cine lucrează Florentin Dumitru. Florentin Dumitru nu avea acte la noi, el se ducea și vota pentru clubul nostru, deși el nu exista în acte. Cred că trăim într-adevăr, trăim niște vremuri ciudate, dar era prea ciudat ce făcea Florentin Dumitru. Tu îți dai seama ce glonț ne-a trecut nouă pe lângă ureche? Dacă era Cârlan comandant cumva? Tu îți dai seama? Deci Cârlan l-a trimis pe Florentin Dumitru atunci. Bineînțeles, Cârlan avea acoperire, că de-aia a făcut-o. E incredibil, nu? Foarte, foarte greu era pentru noi cu băiatul ăla la conducere. Nu că ar fi mai ușor cu Hâncu, că uitați că ăsta nu face nimic. Se ascunde numai și îl pune pe Popa ăla, locțiitorul, să semneze pentru el tot felul de prostii. Bea, aștept să scăpăm de acest Hâncu, care clar nu este un comandant pentru Steaua. Trebuie neapărat să vină Florin Talpan la conducerea clubului. Este singurul capabil, singurul care merită să fie comandant. Valibi a ieșit, îl salutăm. Mircea Zanfir zice că a fost o grămadă de jandarmi. Da, dar măcar nu au făcut prostii jandarmii ăștia. Asta am zis eu. Că bine că nu au intrat în suporteri să înceapă să-i bată sau așa ceva, pe motiv că, vezi, Doamne, n-ar fi respectat distanțarea socială sau ce dracu mai vor ăștia. Florin Ionită zice, eu zic să lăsăm în pace pe Oprița, a adus jucători pe care idolul meu Lăcătuș nu a fost în stare să-i aducă și ne-a ținut 2 ani prin coclau. Dacă aveam echipa asta acum 2 ani, promovam la pas cu bătrânii de la Rapid. Așa este. Așa este. Foarte mare dreptate ai, Florin. Problema este că nu, niciodată noi n-am dat vina nici pe Lăcătuș, nu o să dăm vina nici pe Oprița dacă se întâmplă ceva cu această echipă. Nu avem de ce. Nu ei sunt cei vinovați. Conducerea a fost cea vinovată, pentru că, nu știu dacă ați observat, dar constanta a fost conducerea. Toate eșecurile Stelei au numitor comun conducerea clubului nostru, care tot timpul lucrează împotriva intereselor clubului. Asta este problema. Dacă am fi avut o conducere competentă, cu niște oameni care chiar ar fi vrut binele Stelei, și Lăcătuș ar fi promovat, pentru că nu există niciun motiv
să nu promovezi din Liga a 4-a în Liga a 3-a. Oricine poate, da? Dacă nu s-a vrut. Așa. Dorin Stănete zice, mi-ar plăcea să jucăm în cupă cu FCR, să-i rupem. Și noi avem foarte multe polițe de plătit. Ion Dumitru Panaite, oaie, ne scrie, Oprița și Ogăraru nu au primit banii de la Becali, au jucat la FC FCSB în 2006. Așa și? Foarte bine. Au jucat la FC FCSB. Și care e problema? Aia nu înseamnă absolut nimic. Și jucători de la Steaua au jucat la FC FCSB. Mulți. Da? Bazilu Stoica, FCSBistul, zice că ne vedem la Ciulnița. Probabil că Bazilu Stoica este unul dintre jucătorii Ciulniței. Așa. Mă îndoiesc. Dorin Stănete ne spune și că dacă am avea un comandant, dacă ar fi numit Talpan comandant și cu promovarea asta în Liga 3, ar fi un an perfect. E, să nu mergem până acolo. Să vedem ce mai zice lumea pe aici. Sabo Claudiu zice, mai rămâne un singur lucru de făcut, Florin Talpan președinte. Și cred că am ajuns la final cu comentariile. Da, dar ar fi un lucru bun pentru Steaua, pentru că ăsta este în momentul de față singurul lucru care ne lipsește. Dar bani avem, pentru echipa de fotbal în acest moment avem și jucători și antrenori. Și un manager în persoana lui Iulian Miu. Dar avem nevoie acolo sus, la vârful clubului, să ne conducă cineva care chiar vrea ca echipa noastră să facă performanță și să se întoarcă în Liga 1. Nu știu, mie mi se pare un pic ciudat această poziționare în noiembrie a procesului pentru recunoașterea palmaresului. Și nu înțeleg de ce clubul Steaua acceptă așa ceva. Adică nu sunt avocat și nu am foarte multă experiență, nu știu, dar cred că ar fi putut să fac o cerere ca să vină mai repede acest proces, să se soluționeze mai rapid. Stau și mă uit că sunt acele cazuri în care oameni ca Becali reușesc să obțină soluționarea problemelor lor relativ repede. Păi el a luat 66 de milioane exact. De euro da. În două înfățișe. Da. Iar noi nu putem, într-un an și trei luni, să luăm o decizie la o acțiune constatare. Da, cam asta. Dar el, desigur, el a defavorizat sistemul. Iar pe băiatul ăsta, cum îl cheamă? Bazilu. Bă, tată, du-te, tată, și fă-ți treaba în altă parte, că cred că te încurcăm. Sau du-te și plângi și tu cu decență în altă parte, că tu ai niște probleme. Când spui mie că nu poți să dai cu părerea, du-te, tată, și dă cu părerea, dar nu aici. Aici nu poți să dai cu părerea, că aici suntem steliști. Înțelegi? Tu nu ești cu Steaua. Tu vrei să fii împotriva mea, să mă juri pe mine sau pe colegul meu. Du-te, tată, și vorbește în altă parte. Du-te la stăpânul tău, că tu cu stăpânul tău ai treabă. Eu știu că te deranjează că a promovat Steaua. Eu știu că vă deranjează pe mulți. Dar acceptă situația. Tu și cu Lio taia și cu clona aia ordinară, o să vă duceți la fund. Nu pentru că vreau eu, ci pentru că omul care vă conduce, ăsta este caracterul și nu a vrut altceva să facă decât să profite. Și de pe oameni și de pe urma la echipa care o are. Înțelegi? Dacă părinții tăi te-au educat să susții un infractor, e problema ta. Noi aici nu susținem infractorii. Noi am fost lângă Steaua încă de când a fost în Liga 4. Tu susții o clonă. Este alegerea ta. Dar lasă-ne, tată. Da, ți-am zis, mare stres printre oi acum că Steaua da, a prins Argeșul. Îți dai seama că e isterie. Îți dai seama ce va fi de aici încolo. S-a cam terminat, îți dai seama. Eu de-abia aștept să jucăm pe stadion, să vezi câtă lume va veni. Pentru că va veni lume. Drumul Taberei, cartierul Drumul Taberei, să vă duce la meciuri. Îți spun, eu estimez că vom avea lunile meciuri acasă și 80.000 de spectatori. Va fi un entuziasm cum n-a mai fost. O să vezi media de spectatori a Stelei. O să vezi. Utilizatorul materiale de construcții Nana Construct ne scrie așa pe chat, zice, sunt prieten cu Cătă Scurtu, vârful celor de la Ciulnița, cel care a înscris 3 goluri în meciul de baraj al județului Ialomița. Dorința lor este să iasă rezonabil din disputa cu Steaua, nici de cum să ne încurce. Nu au forță, e o echipă de amatori. Doamne ajută atunci
să fie bine pentru noi, să fie bine pentru Stea. Eu îmi cer scuze că sunt așa mai reținut și poate un pic mai pesimist. Din nou vă spun, după toți acești ani și după toate necazurile astea pe care le-a avut Steaua, eu suflu acum și în iaurt. Până, ca să fiu foarte sincer, până nu văd Steaua în prima etapă din Liga a treia, eu nu o să fiu liniștit. Și tot sincer o să vă spun acum că ieri când am văzut că ne-au egalat ăia, eu m-am stresat foarte, foarte tare. Nu știu despre tine, Adi, dar eu m-am stresat foarte, foarte tare. Și vedeam... Asta că nu o să obțină, totuși să vedea că nu sunt vreo mare echipă. Adică nu știu. Nici fizic, nici fizic, să vedea că nu-s la nivelul nostru. E greu când n-ai meciuri în picioare. Pentru că principala problema noastră asta a fost că nu am avut meciuri în picioare, pentru că ne-ar fi avantajat foarte mult, și faptul că n-am putut să facem o pregătire ca lumea. Dacă asta n-a fost pregătire. Adică, sincer îți spun, dacă aveam o echipă mai serioasă în față, nu știu cum ar fi stat lucrurile. Dar am avut norocul ăsta. Pandemia ne-a ajutat foarte mult. Da, da. Pandemia asta ne-a ajutat foarte mult și ne va ajuta și în continuare ceea ce se va întâmpla, pentru că nu poate să ducă, știi tu cine, să dea bani în stânga și pe dreapta. Pentru că el, dacă putea să ne oprească, ar fi făcut-o. Dar nu știa cui să dea bani. Înțelegi? Cui să facă transferul? La, pe cine să forțeze? Înțelegi? Că tu nu știi ce și cum se va termina. Da, putea să joace Steaua play-off, putea să nu joace. Nu știi dincolo cine va fi desemnată echipa care va juca la baraj. Deci, din punctul ăsta de vedere, ne-a ajutat foarte mult. Iar la Liga a treia, dacă vom bate tot, nu ne oprește nimeni. Este la mâna noastră. Deci, din punctul ăsta de vedere, depindem doar de noi. Că nu poate să ducă să dea șpagă la toate echipele. Aia e clar. Văd aici că ne-a scris Dorin Stănete ceva. Zice, vom avea o medie de peste 5.000 de spectatori în Liga a treia. Și eu cred asta. Eu cred că vom avea mai mulți pe nou stadion. Cel puțin 5.000 vor fi dacă se deschide și stadionul pentru Liga a treia, pentru că așa cum ai spus tu, cum stadionul o să fie gata de abia în noiembrie, rămâne de văzut dacă se va și deschide atunci și rămâne de văzut dacă va lăsa federația spectatori la meciuri. Pentru că e posibil în continuare măcar jumătate de sezon să nu avem oameni la meci. Dar dacă o să fie cu spectatori din 2021, și eu cred că o să avem 5.000 de oameni cel puțin la meci, pentru că, așa cum v-am spus, ați văzut, la Berceni, făcăsăbiștii deja se pregătesc să schimbe barca, în țară tot mai mulți oameni află despre Steaua, oameni steliști neutri, ca să spun așa, da? Nici cu noi, nici cu FCFCSU, ci pur și simplu oameni care nu știau nimic despre aceste procese până acum, nu știau că există Steaua și că joacă în Liga a patra. Da, ei credeau în continuare că FCFCSU e Steaua. Dar acești oameni află acum despre echipa noastră, văd că echipa noastră are numele, are palmaresul, are sigla, are tot ce vreți și vin la noi pentru că ei sunt steliști, ei nu sunt fucăsăbiști și acum, informându-se, vin la noi. O să vin, o să fie cel puțin 5.000 de oameni, eu asta zic. Ai Batiste lângă tine? Nu. De ce? Nu? Păi dai lui Ion Dumitru, pana înainte ăsta, a început să plângă și ori, da, uite, plânge. Dă-i câteva Batiste să sufere cu decență. Hai, Bogdanescu, hai liniștit. Ionuț, o să spun, nu Bogdan, scuze. Hai, lasă că trece, tată, nu mai plânge. Stai liniștit, lasă. Nu-ți face griji cu rezervele lui Nea Gigi, că Nea Gigi nu mai are rezerve pentru el. Dar, așa cum ți-am spus, vezi că s-ar putea să rămâneți fără echipă. Până una alta nu încerca să mă convingi pe mine de clonele care le trimite voi pe la legile inferioare. Iau Batistuță și plânge acolo în liniște în casă, da? Hai, că nu se supără nimeni, da? Am văzut acum postarea lui, el întreabă când a retrogradat Steaua. Păi Steaua da, nu a retrogradat niciodată. Nu, am mai auzit povestea asta, Steaua... nu mai pot să repet. Că nu, dar o repet eu, că pe mine nu mă doare gura. Steaua nu a retrogradat niciodată, însă, pentru că Gigi Becali i-a furat locul din Liga 1 cu ajutorul LPF și FRF, echipa noastră se vede nevoită acum să o ia din nou la drum din Liga a 4-a. Da? Steaua nu a retrogradat niciodată. Steaua nu are în palmaresul său niciun loc retrogradabil înregistrat vreodată. Asta să fie clar. Dar, pentru că stăpânul tău i-a furat locul,
Acum Steaua este în Liga a patra, da? Oile nu ar trebui să vină și să ne pună întrebarea când a retrogradat Steaua, ci oile ar trebui să ne explice nouă cum a reușit Gigi Becali să-și înscrie echipa nou înființată direct în campionat în Liga 1 în 2003. Însă... Să ne mai explice dacă ei sunt Steaua, așa cum au susținut, de ce au pierdut 21 de procese. Înseamnă că am avut parte de 21 de complete de judecată corupte. No. Nu? Ești prea complex deja pentru oamenii precum Panaite, care ne spune că Biblia pentru el este UEFA. Adică una dintre cele mai corupte organizații din lume, dovedit corupte, da? Nu pot spune noi. Este Blatter nu e corupt. Blatter nu e corupt și nici și Platini. Ei nu au fost corupți, ei sunt niște îngeri de compasiune. Nu mai vorbi așa. Da? Că nu. Ei sunt niște instituții foarte curate. Nu mai spune așa. Da? Ei, dacă mâine, deci dacă mâine vine UEFA și spune că Concordia este câștigătoarea cupei din 1986, aia e Biblie. Înțelegi? Deci, eu mă bucur că eu le-am mai spus, de ce se chinuie să, pentru ce, dar de ce nu vreți să fiți în Real Madrid direct? De ce aveți așteptări? Să aveți așteptări mici. Steaua, ce da, noi suntem în Liga 4, de ce vreți să fiți Steaua? Fiți mă, tată, Real Madrid, că mai, aveți taif, vorba aia la valoarea voastră, cu atâtea cupe europene câștigate. Tu îți mai aduci, tu ai plâns în 2006? Când am uitat să te întreb. Nu, eu sunt bărbat, eu nu prea plâng. Am înțeles. E, lasă că nu e problemă, că dacă n-ai plâns în 2006, plâng ei în 2020. Dar ce s-a întâmplat în 2006 de trebuia să plâng? Un băiat Chelios Macarone și că le-a dat doar 4 goluri când au jucat cu 9 fundași într-un singur meci. Am înțeles. Okay. E o poveste ciudată atunci. Pentru o echipă mică, o semifinală de cupă UEFA este întotdeauna o mare realizare. Semifinală era sau finală? Da, semifinală era. Semifinală, am zis bine. Nu m-am făcut de rușine. Da, pentru o echipă mică, o semifinală de cupă din asta secundară este ceva, însă nu și pentru Steaua, pentru că în cazul în care oamenii precum acest Panaite nu știu, Steaua a jucat două finale de Champions League, da? Cupa principală, ca să spun așa, a fotbalului european. Și nu doar că a jucat, dar a și câștigat una din aceste finale. A mai câștigat o supercupă europeană, da? Pentru cei care nu știu, supercupa europeană este atunci când o câștigătoare de cupă principală, cum este Cupa Campionilor, joacă cu câștigătoarea cupei secundare, adică Cupa UEFA. Sau Cupa Cupelor, că cum era atunci. Noi am câștigat și asta, adică am fost și mai bună decât echipa care a câștigat Cupa Cupelor, da? În acel an. O să-ți mai spun că Steaua n-a fost niciodată sub observația UEFA pentru acte de corupție. A, asta da? Da? O să-ți mai spun că pentru noi nu a intervenit Traian Băsescu ca să ne salveze sau șeful federației. Așa-i. Da? O să-ți mai spun că noi nu am existat în ăștia 14 ani. Ca așa spune, dacă te duci și te uiți la registrele de la FRF, echipa noastră care e înființată în 1947, da? Și care are un CIS mai vechi de anul 2000, nu a existat în Liga 1. Dar el poate să verifice. Ce să-ți mai spun? Pot să spun că noi, neavând patron, nu putem spune că patronul nostru a fost la Cui mai vechi de 2000? Cui mai, uite, te corectez, ai greșit. Nu CIS mai vechi de 2000, cui mai vechi de 2000? Da, cui? Încerc spune. CIS-ul, da? Din 2000 a fost. Eu oricum mă bucur când văd ce scriu oamenii pe chat, pentru că văd stiliști foarte bine informați, precum Dorin Stănete, care a și încercat să le explice mioarelor că în 98 nu s-a vândut nimic. Păi nici nu putea să se vândă, noi am mai spus chestia asta. Pe hârtie nu există secțiile sportive, ele nu au personalitate juridică, deci n-au cum să fie vândute. Ce s-a întâmplat în 98 a fost o simplă externalizare a serviciului departamentul de fotbal, da? Cum externalizezi marketingul sau contabilitatea și atât. Auzi, cum poți, când tu faci numai afaceri dubioase, da? Și ai două condamnări penale și mai urmează una, cum poți să crezi când ăla are toate afacerile, băzi dubioase? Dăm voie un pic să te... Să crezi că exact pe asta a făcut-o cinstit. Adi, dăm voie să te întrerup, pentru că am văzut aici că Ion Dumitru Panaite ne scrie: sunt stelist, vreau să știu ziua exactă când Steaua a fost retrasă din campionat. Nu, prietene, nu ești stelist. Și știi de ce nu ești stelist? Pentru că tu ne spui că vrei să știi ziua exactă când Steaua a fost retrasă din campionat. Păi dacă vrei să faci acest lucru și dacă ești stelist, află singur, prietene. Pentru că noi, aici, la Steaua Liberă,
oamenii care ne ascultă, noi, acești indivizi, noi suntem steliști. De ce? Pentru că noi ne-am informat singuri. Noi nu am mers la nimeni să cerem, arată-mi tu mie, dovedește-mi, eu iubesc Steaua, dar nu sunt destul de motivat ca să aflu singur, prefer să o iubesc doar așa declarativ pe Facebook. Nu. Dacă doar dacă e la Liga 3 și jucăm cu meciul este corect. E altfel lume la meciul. Adică ne interesează cu cheia, dar cu cheia și de unde era, mă, când era Steaua? Dacă unde era Steaua la meciul alea când au fost 13 spectatori, mă? Dacă este stelist din 2005, stai un pic, știu. Voi sunteți generația Becali, milenialii, așa o să vă spun. Deci sunt ăștia care sunt steliști, doar steliștii cu crucea în frunte. Știi, ăia de i-a zis, adică suporteria care știi ce a zis el de suporteri. Ți-aduce aminte, nu? Că noi avem suporteri un pic mai proști, adică nu trebuie să le zicem chiar toate alea. Știi că a zis el la un moment dat. Dar n-ai. Deci ești din 2005 stelist. Păi aș vrea să te întreb câți ani ai în 2005. Că în 2005, iartă-mă că spun, deja era clonată Steaua. Da, poate ne spun tipul nu pare foarte tânăr, acest Ion Dumitru Panete, pare păi un ce, ăsta, vârstă. Bazilul ăsta de plânge și el, păi ce, crezi că e foarte... Și ăsta cred că e tot un copil. Nu, da, că tocmai că nu-s copii, cred că pur și simplu, par tipii ba, da, la minte sunt copii. Noi discutăm cu niște copii, nu discutăm cu niște oameni mari. Oamenii mari au discernământ, oamenii mari respectă legile țării. Ăștia nu sunt oameni, ăștia sunt niște frustrați cu niște vieți personale, probabil în derivă, care vin să plângă pe aici că a promovat Steaua. Că până la urmă despre asta e vorba. Corect. Da. În fine, asta este. Bun. Mă mai uit un picuț pe chat. Să vedem așa ce se mai întâmplă pe aici. E născut în 1995. Am terminat citatul. Uite, da. Marius Dani le pune oilor și o dovadă. Acel act pe care l-am arătat noi, confirmarea de afiliere a Fotbal Club FCSB la Federația Română de Fotbal, act eliberat în 2012, în 3-3-2003. Da, să vedem ce zice Panaită după asta, dar nu cred că o să-l citească. Bazilu Stoica vine și ne pune întrebare de baraj, zice, când juca Marcel Răducanu, unde erați voi? Păi, eu recunosc, nu eram născut, însă am avut privilegiu, am avut norocul să pot să stau de povești la o vorbă cu domnul Marcel Răducanu și el mi-a spus că există o singură Steaua București. Ia întreabă, punea Marcel Răducanu. Ia sună, mă, deci, punea Marcel Răducanu. Vrei să-ți dăm un număr de telefon? Nu, să vezi ce zic, punea Marcel Răducanu? Ferește, dar niciodată nu i-aș da numărul... domnului Marcel Răducanu nu l-aș da unui individ precum Bazilu Stoica, fi serios, nu? Da. Păi el acum pomenește nume mare ale băieții ăia de care pomenești tu, ăia te-ar scuipa, mă, oamenii ăia. Din nou, eu văd câteva nume pomenite aici de Bazilu Stoica, nume cu care noi am vorbit și din nou, aceste nume ne dau nouă dreptate. Deci Bazilu Stoica, alegeți cu grijă numele pe care vrei să le pui acolo, pentru că sunt foarte puține cele care sunt în tabăra FCSB-ului, dar nu spun că nu sunt. Inclusiv Axul Central și cu Nea Helmut au trădat în ultima vreme. Deci nici măcar ăștia, mă, nu mai sunt de partea voastră. Da? Nici măcar ăștia. Vezi-ți de viața ta tristă, lasă Steaua în pace, du-te plânge acasă în perna ta și lasă-o tată steliștii, că steliștii ăștia au fost cei care au ales să ducă la Liga 3 și să susține echipa aia. Și cine n-a putut să ducă și a făcut-o doar prin intermediul meciului sau de acasă, tot steliste. Dar am ținut cu Steaua, mă, nu cu FCSB. Înțelegi? Pentru că nouă nu ne plac, nouă ne-au plăcut lucrurile originale. Înțelegi? Suporterii adevărați s-au dus după nume. Tipii ăia care fac prostituție pe marginea trotuarului, ăia au ales să se ducă cu tabăra cealaltă. Și din păcate pentru tine, ai ales să te duci cu Nenea Gigi. Știi cum e? Unii au susținut o echipă, unii au susținut un infractor. Fiecare la alegere. E o alegere de viață, până la urmă. Pe noi nu ne interesează alegerile lui Bazilu Stoica. El poate să fie cu cine vrea și chiar, noi am mai spus de mai multe ori aici acest lucru, chiar ne-am bucurat dacă el ar fi în continuare cu FC FCSB și să nu vină la Steaua.
Și eu sper, că nu avem nevoie de oameni care. Nu vrem ca el să vină la Steaua, nu, el să stea la Fotbal Club FCSB, pentru că acolo este locul FCSB-iștilor. Nu știu de ce în continuare acești indivizi folosesc numele unor oameni precum Marcel Răducan, Pițurcă, Lăcătuș, pentru că acești oameni și-au spus deja părerea, da? Ar trebui să nu le mai folosească, ar trebui să-și vadă de echipa lor și ar trebui, dacă tot vor să dea exemplu, să dea exemplu de FCSB-iști care vin în apărarea echipelor. Te văd că Bazilu Stoica menționează și numele lui Ion Ion, care Ion Ion a antrenat Steaua chiar acum după reactivarea secției. E incredibil cât de slab informați sunt acești indivizi. A, și tot el ne spune, nu știți nimic. Ok, man, noi nu știm nimic, nu-i nicio problemă, lasă că știi tu. Tu rămâi la echipa din Berceni, pentru că, uite, dacă tu crezi că ai Steaua aia să fie Steaua, stai acolo liniștit și dacă cumva se întâmplă ca Fotbal Club FCSB să se desfințeze, să nu vii la Steaua, ci să te duci la echipa la care o să se ducă Gigi Becali. Noi atât te rugăm. Și o să te lăsăm în pace, nu o să te mai băgăm în seamă. O să ne apropiem de încheiere și o să discutăm puțin despre meciul de ieri și despre meciul care urmează să se joace miercuri. Steaua Argeșul Mihăilești 8-1. O evoluție foarte bună a băieților noștri în a doua repriză, când adversarul a căzut fizic și când Steaua a putut să joace pe contraatac. De asta cred că avem nevoie în meciul de miercuri, părerea mea. Cred că avem nevoie de un gol dat rapid, care să desfacă apărarea adversă, să oblige adversarul să joace în atac cu noi. Acest lucru ar oferi spații jucătorilor noștri foarte, foarte rapizi. Nu știu despre tine, Adi, dar pe mine m-a impresionat viteza lui Zaharia. Mi s-a părut că s-a mișcat incredibil de bine și chiar stăteam și... Dar este cel de la, venit de la Liga 1, nu? Da, da, da. Și chiar da, mă gândeam pot. Că ar trebui să o lase un pic mai moale, să nu... Prin ultimele minute ale meciului el încă băga sprinturi și iar eu îmi făceam griji, nu cumva să se rupă și el. Știi că au fost foarte mulți jucători care după pauza asta lungă, când au încercat să bage un sprint, s-au rupt. Ba, ruptură musculară, ba, ceva la încheieturi. Te rog, ajută-mă cu o informație. Iartă-mă da, că te întrerup. Da. Cine a dat golul din foarfecă? Că Zaharia l-a dat? Nu, Vlad Nițu. A, Vlad Nițu. Pușcănițu, 19 ani. Foarte, foarte frumos. Execuție. O execuție, nici la Liga 1 nu vezi execuții de genul ăla. Aia chiar execuție de fotbalist. Eu, și pentru... eu de asta l-am lăudat pe Oprița și nu am vorbit prostii atunci când am spus că Steaua a jucat un fotbal spectaculos în acest sezon, așa și este, a jucat un fotbal foarte spectaculos. E bine că Oprița le dă voie jucătorilor să facă aceste execuții, da? Să încerce acest gen de execuții mai spectaculoase. Știu de antrenori mai rigizi, așa, care nu acceptă ca jucătorii să facă spectacol, ei vor pasă, 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 gol. Eu l-am văzut supărat pe Oprița în multe faze, deși Steaua conducea. E o atitudine corectă, zic eu. Să nu se mulțumească cu puțin. Să nu se mulțumească cu puțin, întotdeauna să fie concentrat, e mai bine așa, dar, așa cum am spus, Oprița să-și vadă de antrenamente și de echipă. Se descurcă foarte bine, a făcut o treabă foarte bună. Sfatul meu pentru el este să nu strice tot lucru bun implicându-se în scandaluri în club alături de oameni de nimic care s-ar putea mâine să nu mai fie în club. Da? Ne aducem aminte că și Petre apărea etern și la un moment dat a dispărut. Deci asta este sfatul meu pentru Daniel Oprița. A făcut o treabă bună, să o facă și în continuare. Să nu îi stea capul la altceva, pentru că el are o șansă foarte mare. Are o șansă de a-și face un nume ca antrenor. Ca fotbalist, Daniel Oprița n-a fost nu știu ce. A fost un fotbalist mediocru, a fost un fotbalist chiar slab, putem să spun. Păi, deși el a jucat atacant, dar n-a avut cifre de atacant. Da, n-a prea dat goluri.
Dar el are acum o șansă foarte mare să-și facă un nume ca antrenor. Dacă reușește să ducă Steaua din Liga 4 în Liga 3, apoi în Liga 2, apoi în Liga 1. Și cine știe, poate să facă performanțe și în Liga 1 și mai sus. Numele Daniel Oprița o să rămână în istoria Stelei. Momentan, numele Daniel Oprița în istoria Stelei înseamnă doar 6 luni și cred că un singur gol marcat pentru echipa noastră, dacă nu mă înșel. 6 luni jucate și un gol. E puțin. E puțin. El a fost adus de Pițurcă, dacă nu mă înșel, de la Reșița. Da, așa este, de la Reșița. Oprița a prins un sezon 2001-2002 excepțional la Reșița, unde juca alături de Daniel Lupașcu în atac. Lupașcu a fost golgheterul echipei, un atacant mai în vârstă decât Oprița, dar Oprița a fost, ca să spun așa, servantul șef al echipei, regele la asisturi. Lupașcu a dat cele mai multe goluri din pasele lui Oprița, care atunci avea, dacă nu mă înșel, 20 sau 21 de ani. Nu juca și San Siro Ciocoi la Reșița în perioada aia? Nu mai mi-aduc aminte chiar așa de bine atunci. E posibil. Ciocoi era atunci unul dintre jucători. Dacă nu mă înșel, el a jucat parcă la Craiova la începutul anilor 2000, nu? San Siro Ciocoi. San Siro Ciocoi? Cred că a trecut și pe la Craiova. Mi-aduc aminte că era un tip mai scund, așa, fotbalist bunicel tehnic. Sunt ani mulți de atunci, eram ia copii. Să vedem că am intrat așa. Da, într-adevăr, între 95 și 2002 a jucat la Reșița, între 2002 și 2003 la Craiova s-a dus. Așa este, ai avut dreptate, Oprița a jucat în aceeași echipă cu Ciocoi, care l-a prins și pe Chivu la Reșița. Asta. Bine, Chivu a jucat puțin, de acolo Chivu s-a dus la Universitatea Craiova și a stat și mai puțin. Cred că avea Chivu, cred că 17-18 ani atunci. S-a la Craiova, a stat Chivu cât? 6 luni, un an? N-a stat mai mult. Ionuț Stăvărache ne spune că Oprița a debutat la Steaua în sezonul 2000-2001. Nu este adevărat. Oprița a venit la Steaua în 2002. Da, a dus de Pițurcă. Da. Deci nu se pune problema ca el să fi fost la Steaua înainte de... Nu. Înainte de 2002. N-a venit în același an cu Florentin Dumitru, cu Pompilu Stoica? Nu, în niciun caz. Nu. Nu? Nu mai știu. Că tot Piții a transferat și ăștia. Piții a adus, da, dar în niciun caz Oprița nu a debutat la Steaua în sezonul 2000-2001. Ionuț Stăvărache ne face inapți. Eu îți spun, Ionuț, că greșești. În niciun caz nu a debutat la Steaua în 2000-2001. Interesează-te și o să vezi. El a venit la Steaua în 2002. Până atunci a jucat la Reșița din 2000, până în 2002, dacă nu mă înșel. Oprița a debutat în fotbal în 2004. Și nu știu mai multe date despre el înainte de Reșița, unde să fi fost. Cred că el, dacă nu mă înșel, este din județul Olt, Oprița. Este Oltean. Poate greșesc, dar așa cred că de acolo cred că este. Da, da. Eu știu că e Oltean, jet pe jet. Da? Să ne contrazică băieții. Dacă greșim, asta este, dar în niciun caz Oprița nu a jucat la Steaua înainte de 2002. Adi, eu mă voi retrage. Așa și eu, Adi. Zic hai promovare. Doamne ajută să avem un meci ușor, lipsit de emoții. Și să dea Dumnezeu să ne auzim de la excelent. Urmează un meci. Seară faină, băieți. Te salut, Adi, și îți mulțumesc că ai fost aici alături de mine în această seară. Și eu o să închei acum. Urmează un meci. Nu știu cum o să fie pentru Steaua. Eu nu aș vrea însă ca băieții să îl ia, să ia pe cei de la Borăgană Ciunița la mișto. Eu aș vrea să trateze meciul serios, pentru că mai avem 90 de minute, atât. 90 de minute. Dacă în aceste 90 de minute noi ne descurcăm și ne facem treaba cum trebuie, o să putem să sărbătorim, o să fie mare bucurie, o să știm că la anul jucăm în Liga a treia.
Din fericire pentru noi, după rezultatul de ieri, pentru noi cred că ar fi ok și un egal cu Bărganu Ciulța. Nu spun că trebuie să tragem de egal, dar trebuie să avem grijă să nu pierdem. Seriozitate, seriozitate, seriozitate. Trebuie să ne concentrăm maxim și să fim atenți, să nu dăm în bar acum la final. Că s-a mai întâmplat, din păcate. S-a mai întâmplat. Informații, după cum v-am spus la începutul emisiunii, am primit cum că se mai duc valize, mai se încearcă în disperare o contactare a unui arbitru sau așa ceva. Deci trebuie să fim atenți. Trebuie să fim atenți, general. Până acum, dacă nu ne-am prins că FRF nu ne vrea în Liga a 3-a, dacă până acum nu ne-am prins că AMFB ne vrea în Liga a 4-a, dacă nu ne-am prins că sunt atât de multe echipe de rahat, precum FCR, precum FC FCSB, care nu vor ca Steaua să aibă succes, suntem cei mai mari orbi. Trebuie să avem grijă și să facem tot ce trebuie ca să asigurăm promovarea. Nu cred că este greu meciul cu Bărăganu Ciulnița. Echipa joacă bine. Avem un antrenor bun, avem fotbaliști buni și pot să bată, dar trebuie să fie atenți. Atât. Să fie atenți și să aibă grijă. Cu noi nu știu ce o să facem, nu pot garanta că o să putem face emisiuni imediat după meci. Noi o să încercăm să facem emisiune, dar în cazul în care nu se poate, vă rugăm de pe acum să ne iertați. O să facem emisiune în zilele care vor urma meciului. Și până la urmă nu contează dacă facem noi emisiune sau nu. Tot ce contează este să meargă Steaua bine. Să dea Dumnezeu să trecem peste acest hop și să ne bucurăm și noi pentru că merităm. Am suferit foarte mult în ultimii ani. Am fost jigniți, umiliți, chiar torturați de comportamentele unor conducători și din clubul nostru și din alte cluburi. Deci merităm, da? La cât am suferit, merităm. Nu vă mai țin, prieteni. Vă mulțumesc că ați venit alături de noi în această seară. Le mulțumesc celor care ne-au scris pe chat. Nu am reușit să răspund chiar la toate întrebările care au fost trecute acolo. Îmi cer scuze pentru asta. Încă ne obișnuim cu live-ul pe Facebook. Să ne iertați, dar o să ne învățăm noi și o să reușim să fim mai buni la următoarele emisiuni. De întors să ne întoarcem și pe YouTube, vă spunem de pe acum. Așteptăm de la voi un micuț feedback, așa, dacă puteți să ne trimiteți un mesaj pe mesageria Facebook-ului și să ne spuneți: ne place mai mult pe Facebook sau ne place mai mult pe YouTube, ar trebui ca următoarele emisiuni să le faceți pe YouTube sau pe Facebook. Voi oricum știți unde ne puteți contacta și cum ne puteți contacta. Ne puteți scrie pe Facebook, ne puteți trimite mail la redacția@steaualiberă.ro. Suntem și pe Instagram, suntem și pe YouTube, suntem și pe Patreon, acolo unde ne susțin sponsorii noștri și vreau să le mulțumesc cu această ocazie. Îi mulțumesc lui Eric Ross, îi mulțumesc lui John, de asemenea George92, Cristian Neculae, Rareș Budnaru, Alex1947, Sensei și Cristian Tănase. Ei ne sponsorizează pe Patreon și ne ajută ca să putem face aceste emisiuni. Dacă ați intrat pe site-ul nostru, ați văzut probabil că ne-am lansat și noi, în ghilimele, propria noastră linie de produse. Este mult spus că am lansat propria noastră linie de produse, dar ne-am făcut și noi un cont pe site-ul Teespring, acolo, ca să facem câțiva bănuți așa și să putem să ne achităm cheltuielile pe care le avem cu site-ul, cu YouTube-ul, cu tot. Dacă vreți să vedeți produsele noastre, puteți să intrați pe site și să dați un click pe linkul acela către magazin. Voi știți ce fel de produse vă interesează, dacă vă interesează și dacă vreți să ne ajutați. Nu vă faceți griji dacă vă gândiți că ne îmbogățim, în niciun caz profitul nostru nu este atât de mare. Cred că pentru fiecare produs
achiziționat, câștigăm între 2 și 5 euro. Deci doar dacă vreți să ne ajutați și doar dacă vreți să susțineți Steaua Liberă, puteți să intrați acolo și să vă cumpărați tricouri, hanorace, chiar și hăinuțe pentru câini. Atenție, nouă ne plac câinii, dar cei cu 4 picioare, nu cei cu 2 picioare și în niciun caz nu cei cu 2 picioare și roșii. Da? Câinii cu 4 picioare ne plac pentru că, și asta este regula, sunt mult mai loiali decât indivizii aceia cu 2 picioare și cu lână de oaie pe spinare. Bun. După cum ne așteptam, Bazilu Stoica zice că facem comerț acum și suntem steliști adevărați, niște mincinoși. Bun, asta este, n-avem ce să mai explicăm. Dacă voi credeți că facem comerț e problema voastră. Noi doar încercăm să ne acoperim niște cheltuieli. Mai departe, voi decideți dacă vreți să ne susține sau nu, noi nu forțăm nicio mână. În orice caz, în seara asta am încheiat, prieteni. Nu uitați să ne ajutați cu un subscribe. Știți foarte bine că vă tot spun acest lucru pe YouTube. Vă spun și acum, chiar dacă nu suntem pe YouTube, abonați-vă la canalul nostru, pentru că acolo merge mult mai ușor să transmitem. Urmăriți-ne și pe Facebook, bineînțeles, ne puteți urmări și pe Instagram. Intrați și pe site-ul nostru, evident, ca să vedeți acolo articolele și dacă chiar vreți, puteți să puneți site-ul nostru la bookmarks ca să intrați mai ușor. Sigur, nu e obligatoriu, că doar puteți să intrați fără bookmark. Din nou, vă mulțumesc că ați fost lângă noi în această seară. Ca de obicei, vă zic noapte bună și forța Stea!